Doamnelor și domnilor, începe cronica cârcotașilor cu Huidu, Găinușă, Bebelușele, Dezbrăcatul, Mistrețul, Muștiu, Rubaru și trupa Jukebox. Ediția emisiunii Cronica Cârcotașilor. De asta dată este o emisiune stenodactilografiată. Și foarte ascultată. Foarte ascultată. Vizionată și ascultată, să știți. Ce vedeți aici lângă noi este o doamnă care face steno pentru ceea ce vorbim noi acum. Este vorba de doamna Doina Vasilescu. Ce am vorbit în prima parte a emisiunii o să vedeți pe pagina de Facebook imediat cum începe partea a doua. Băi, dacă e să nu se mai chinuie, să mai transcrie. Mulțumim, doamna Doina, mai vorbim. Mai vorbim. Ne auziți, da? El vorbește foarte tare, să știți, el vorbește foarte tare, eu vorbesc mult mai încet. Da, se aude, nu e nicio problemă. Pe mine mă bagă să vorbesc doar când trebuie să tragem de timp. Imediat o să aflăm ce găsiți în această seară la Cronicuță. Iată ea! Astăzi la Cronică. PSD-ul își umflă mușchii. De unde m-am arătat? Cilienii s-au eliberat. Avem chifteluțe televizate cu duiumul. Prima grijă. Deși nu v-ați udat deloc. Niciun caz. Unde ai băgat un căcat? Adică să mi-o dea în guriță. Aveți tehnici de-astea securistice? Oamenii de la finanțe vor stimulente. Cârcotașii știu care sunt adevăratele stimulente. Vă rog foarte mult să vă acordați stimulentele singuri între voi. Vadim suferă. Nu-mi băgați în gură. Ca de obicei. Că vă bag și eu vouă în gură. La Brașov e o babă cu dosar penal din cauza de cânepă indiană. Știam că e bună, o cultivată și bunica și mama. Dan Bălan cântă beat la Chișinău. Felicitări, Dan Bălan! Jennifer Rush nu intră în partidul lui Diaconescu. Și nu sign up ziarist. Nu semnezi nimic. Cuță își face casă de modă. Ce bine arată, înțelegi, rochia. Arată extraordinar de bine. Antena 1 se întrece în emisiuni jenante. Tongues, put your tongue right in her mouth. Love her passionately. Și la final ne cântă Grasul XXL. Azi. Cam asta este cronica din această seară. Bine ați intrat pe nepregătite. Auzi, avem niște băieți aici în platou care fac semne. Nu, cu nu, astea nu, 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 stați, nu, nu, dar nu este nevoie, pentru că nu este liniște, silențium lugubru. Nu facem scandal acum, vă rog frumos. Dar niște... dacă după ce dansează fetele nu aplaudați, vă strâng de gât. Ați scris, doamnă? Strâng de gât. Ok. Come on and get up, get up. Time to stand up. Give up, you better give up. Să vă prezentăm bebelușele noastre. Prima bebelușe prezentată este Ioana. Uitați-vă, ea Ioana. Și aș vrea să vă prezint cea de-a doua bebelușe, care e Cristina. Cristina. Și cea de-a treia bebelușe, care este mama Cristinei, prezentă în studio. Să rămână! Nu e sora. Nu e sora, e mama, că și-a zis prima oară că e sora, dar rămâne așa între noi. Deci cea de-a treia bebelușe în această seară. Doamnelor și domnilor, a avut loc un congres. Este vorba de partidul care atunci când n-are ce face, mai face câte un congres și e bine că tace. Al câtelea congres a fost? Nu știu, dar oricum e în ilegalitate. Al 14-lea congres, congres ilegal. PSD.
La PSD Congres, mare congres, că ăștia când n-au ce face, mai bagă așa o întrunire serioasă. Aici, Năstase, Neanelu, Ponta și, bineînțeles, baronul local Dragnea au repetat aceeași poezie. Dușmanul nu se află în interiorul PSD. Acest dușman are un chip, are un nume, Traian Băsescu și PDL. Păcatul original al acestei situații este măsura luată de guvernarea, da, alianței care s-a constituit atunci la guvernare, cu introducerea cotei unice de impozitare. Ei spuneau că i-au câștigat cu cota unică. De unde, mamă dragă? Vreți să scăpăm de ei? Vreți să-i dăm jos? Victor Ponta să fie viitorul prim-ministru. Cea mai tare apariție a serii a fost Sorin Oprescu, cel care s-a întors în sânul PSD după ce și-a făcut bagajele la precedentul congres. Vă rog să-mi permiteți respectuos să mă adresez dumneavoastră cu o sintagmă la care am ținut și încă țin. Stimate popor PSD! Din nefericire, Sorin Ache a constatat că nu toți oamenii din PSD îl iubesc. Cel puțin acoliții întunecatului Evanghelie care este, nu îl au la inimă deloc. Niciodată n-am să mă dezic de originile mele. Și că l-am ajutat pe stat. Unii vor comenta prezența mea aici. Sunt conștient că multe dintre voturi au venit din partea electoratului de stânga. Cât despre Evanghelie, ăsta mai are puțin și colorează tot partidul, pe persoana lui fizică, care o are și în sectorul 5. Marian e un fraier, să-și vadă de străzile alea, să-și le repare, că le-a promis la ea că le repară de nu știu când, să facă curățenii și după aia stăm de vorba amândoi pe toate problemele. Da. Domnul Oprescu, după cum cronicarii Heroton și Grigore Streche vă arată cronologic politica Partidului Evanghelic Român PSD. Sorin Oprescu reintră în PSD în 2011, iese marean, candidează independent la primăria Bucureștiului, Joan este marginalizat. 2012, iese din nou Oprescu ca să candideze, reintră marean pe persoană fizică, Năstase e marginalizat. Oprescu pierde alegerile, marean ajunge președinte PSD, Ponta e marginalizat, Joan suferă arsuri de gradul 2 de la flacra violet. 2013, Oprescu reintră în PSD, marean dizolvă, partidul fuge cu cotizațiile, Năstase cumpără sediul, Ponta e de acord, Joan e marginalizat. 2014, marean se întoarce în PSD, Oprescu iese, Năstase vinde sediu cu preț dublu, e vorba de sediul partidului, Iliescu e din ce în ce mai sărac, iar PSD-ul din ce în ce mai necinstit. 2015, marean iese din PSD, intră în pușcărie, Oprescu cade de pe autostrada suspendată, jurupe gâtul, Năstase cumpără cartierul primăverii, Ponta intră la facultate, Iliescu e sărac, lipit. 2016, marean iese din pușcărie, reintră în PSD și e marginalizat, Ponta e marginalizat, Năstase e marginalizat, Joan e carbonizat, Iliescu câștigă 1 miliard de euro la loto și moare bogat și cinstit, sfârșit. Na. Tu. Mulțumim foarte mult. Ați notat, doamnă? Da. Vă reamintim, stenografa oficială a cronicii Cârcotașilor, este doamna vorba Doina. De doamna lector universitar, doamna Doina Vasilescu, sper că n-am greșit. Strie și bâlbele? Da, da, și bâlba. Puneți un semn pentru bâlba acolo. Bun, mergem mai departe, urmează rockerul Hrubaru. Fata clipicioasă de la realitatea s-a mutat de pe teren în spatele pupitrului. Acum nu mai e clipicioasă, dar nu ies cuvintele pe gură. Saviano, ce pățâși, fată! Zeci de mii de hectare de teren agricol din toate județele țării sunt în paragină. Rămași...
Mergem acum la Liana Subțirelu, la Primăria Capitalei. Liana, te ascultăm. Nu mai clipi, că mă zăpăcești de cap. Ia spune și mie, ai venit cu frigul de la Brașov, ți-au înghețat sculele acolo, nu va mai merge prompterul. Ia una bucată feștilă din partea cronicii gârcotașilor. Dar să știi că la Brașov este foarte frumos. Toată lumea se înghesuie la Brașov când vine zăpada. Mama, mergeau aia cu lanțurile pe roți, dar asta probabil o vom discuta în episodul viitor. Spune și mie, ți s-a spus vreodată că tu când te potignești la știri, faci precum iedul, faci meh. Serios, vorbesc serios acum, faci meh. Ți s-a spus vreodată? Ești primul. Sunt primul? E, ce să fac, toată femeile îmi spun mereu același lucru. Tu ești primul. În fine, trebuie să-ți mai dau ceva. Da. Ca să-ți folosesc mult mai bine. Feștila, da? Și s-o totul o să funcționeze. Mare zăpăceală, mare ce crezi tu, telespectatorul, când clipești. De ce clipești în halul ăsta? Ești pe semnalizare, pe avarie. Da, uite că nu vrea să se aprindă. Nu vrea să se aprindă flacăra nestinse iubiri. Făceam live-uri pe pârtie, stăteam cu ochii în soare, mai era și zăpada și de acolo am căpătat o fotofobie pe care încerc să o corectez. Trebuie să o corectăm, domnișoara, trebuie să o corectăm. Să corectăm clipitul. Că să facem telespectatorii, da? Nu stăm tot timpul în avarie așa. Repede un mesaj pentru Șerban și pentru Mișu. Ei ți-au trimis asta, apropo de clipit, scuză-mă, era să uit. Ți-au trimis băieții niște scobitori. Sunt din bambus, sunt foarte bune, calitate extra. Când îți mai vin spumele așa să clipești, pune-ți scobitori de ăsta și o să vezi că o să fie ok. Nu mai îmi face microfon așa. Zi un mesaj pentru Șerban și pentru Mișu, nu mai face. E frumos un pentru Huidu și pentru Șerban, mai ales că pe Huidu l-am cunoscut la Brașov, când, de fapt, la Azuga, a venit la un festival al vinului și ne-am împrietenit, așa că acest clipit este pentru voi. Iar în cazul în care telespectatorii noștri de la Realitatea TV, de la Prima și de la toate televiziunile sunt supărați pe mine, promit că mă corectez, oricum este un început de drum la pupitru știrilor. Știi cum este în direct, când emiți mai multe jurnale, emite și voi acum în direct, am înțeles, Cronica Cotașilor, nu, noi emitem pretenții tuturor. De la știri, să știi. Asta e tot ce emitem. Pretenții are toată lumea. Ideea e să nu se mai întâmple, domnișoară. Îți dorim mult succes, multă sănătate și fericire și nu mai clipi că ne zăpăcești de cap, ok? Pentru Cronica Cârcotașilor, Cristi Hrubaru. Bye, bye! La revedere! Dați-mi voie! Clipicioasa Saviana l-a salutat pe Huidu și pe Șerban. Mulțumesc foarte mult, Saviana. Aș vrea să-ți prezint un prieten foarte bun de-al meu, Găinușe și Mișu. Doi prieteni, auzi? Dar nu pot să-mi închipui că ai greșit și în materialul ăla. Zic că nu se poate așa ceva. Deci tu greșești și în realitate. Adică... Doamnelor și domnilor, aș vrea să îi salutăm pe facebookiștii noștri. Iată-i aici, prezenți din Vâlcea, Oltenița, Pitești, Ploiești și Craiova. Veniți în studiourile televiziunii și cei care se află acum în fața internetului pe pagina noastră. De exemplu, noastră. Daniel Borca spune, dezastru și Hrubaru ăsta. Dezastru. Omul are dreptate, da. E adevărat, dar nu tot timpul e dezastru, numai când vrea el. Ați văzut, domnul Tamaș Cosmin, ați văzut-o pe Adela Popescu la Dansez pentru Am tine? Văzut-o, o să fie în emisiune, o să vedeți. Aveți puțin tică răbdare. Imediat, apropo de internet, dacă tot intrați pe internet, măcar să intrați pentru un scop în sine, de a câștiga ceva, cum ar veni. Atenție! Să trăiți sănătumile! Știți de ce v-am oprit, nu? Am o bănuială. Am o bănuială. Acum ce să facem? Facem și noi datoria, că sincer... Asta ce e? Ia zi-mi codul repede. Ștergătoare. Hai, șterge-o. 5, 6. E bine, fă. Colega noastră de dimineață, Oana Paraschiv, v-ați văzut, a plecat cu Matei și s-a terminat cu un Porsche. Deci, așa, da. Arăta bine blonda la Porsche la volan. Da, mă rog, să și Matiz arată bine, dar nu se vede din cauza geamurilor. Urmează să danseze fetele. Ia, unde sunt? Kiss FM,
aș vrea să vă reamintesc că în această seară avem o emisiune stenografiată. Este vorba de stenografa oficială a Cronicii, doamna Doina Vasilescu, lector universitar. Cum scrieți Doina Vasilescu? Cum scrieți acolo? Ce semne faceți? O să vezi imediat. A? Un D, un da. L, un nota 4? De, a, nu. Mai aveți foarte puțin și o să vedeți prima stenogramă a emisiunii noastre pe pagina de Facebook, stați pe aproape. Revenim, mi-a plăcut foarte mult spiritul de întrajutorare și, cum să o spun eu, lucrul în echipă pe care l-au făcut chilienii să-i salveze pași chilieni aflați undeva în subteran. Cum ar veni, ortacii lor au fost salvați. Ai noștri au venit și ne-au salvat aici în București. Au fost și ai noștri, stai să vezi. Mare nenorocire mare s-a abătut pe capul unor mineri din Chile. Ei au rămas blocați în galerie pentru 60 de zile, timp în care echipele de salvare au săpat un tunel să-i scoată la suprafață. Iată imagini din măreața zi. Unul dintre ei era așteptat și de nevastă și de amantă, așa că mai bine rămânea la locul faptei, în galerie. Incidentul în sine a însemnat și împăcarea istorică dintre două națiuni. Bolivia și Chile erau pe picior de război de mai bine de un secol, dar cum unul dintre mineri era bolivian, toți s-au împăcat și ce bine a fost. Doamnelor și domnilor, am privilegiul să transmit pentru România de aici, de la mina prăbușită din Chile, unde chiar în aceste momente sunt aduși la suprafață minerii. Dar iată că primul dintre ei a ieșit. Senior, por favor, buenos dias. Ce-i dragă, nu mă recunoști? Sunt Miron Cosma. Domnul Cosma, ce surpriză, dumneavoastră aici? Da. Da, da, eu aici am stat două luni aici cu băieții blocat în mină, unde am făcut și un cenaclu de poezie. Am și o mostră, dacă doriți să vă arăt o mostră de poezie, ce am făcut noi aici cu băieții la cenaclu. Cobor în jos, luceafăr blând, la noi blocați sub pământ. Afară repede ne urcă ca să nu îi bâte în cârcă. Noi, până lumea să ne vadă, am mai făcut o mineriadă. Marinela, Marinela, besame mucho. Mulțumim, Miron Cosma, așadar blocat în mina din Chile. Dar să vedem totuși, cred că mai este cineva din... Bună ziua, senior! Bună ziua! Bună ziua! Ce mai face Chiquita? Da, eu vă cunosc de undeva. Dragă, nu mai face pe prostul la mine? Sunt Wilmar, că am venit în vizită la miner chilian ca să învăț la ei să dansează. Și dansează? Nu, pentru că nu au loc. Normal, am făcut doar o teorie, pentru că voi face o ediție specială la Dansez pentru tine cu minerii chilieni. Se va numește ori Blochez pentru tine, ori Dansez pentru tine. Un grande beso. Incredibil, încă cineva cunoscut în mină. Dar stați, uitați pe al treilea miner. Bună ziua. Sunt Madalin Iopescu. Madalin, ai ieșit. Sunt eu, soția ta. Madalin, iar eu sunt amanta ta. Cum ai amantă? Cum ai soție? Stați puțin, fetelor, să ne înțelegem. Poate facem împreună prima ediție la Canal D. Ți-arăt eu ție canal. Canalie. De ce are amplă față de mine? Dragă mea, îmi pare rău, dar ea... Ea este din Caransebeș. Da. Drame și iar drame, aici în mina din Chile, cred totuși că mai apare cineva. Iată, uite, deci am ajuns în Chile. Bravo, bravo, în sfârșit, după 7 ani, o bucurie. Stați, dar dumneavoastră nu sunteți doamna Ioana Maria Vlas? Da, trebuia să-mi închipui. Pur și simplu ghinion. Sap de atâta vreme un tunel și el mă duce exact aici, în mijlocul presei. Aveam planurile locului de la tine, Sorin. Ziceai să sap liniștită, că mă veghezi tu. Ești un bandit. Mă întorc în pușcărie. Dacă acțiunea de salvare se petrecea la noi, minerii ar fi fost scoși și arestați, deoarece lucrau în economia subterană. După care ar fi fost obligat să plătească impozitul de subteren și rovinieta de tunel. Televiziunile filmau apoi în mine un reality show cu mineri și o burlacă, sau o noră pentru soacră de miner, sau un schimb de mame de mineri. Adică... După care se organiza o licitație câștigată, bineînțeles, de Euroconstruct, care turna în mină un pilon al pasajului Basarab, pilon care costa cât statul Chile. Să-ți bei mințile, frate, și altceva nimic. Chiar au ea un vin în Chile? Zaibă. Pe la tembelizoare apar tot felul de domnișoare. Ce vor ele? Să devină dive. Cum? Păi trebuie să arate bine. Ce e întărtăcuța nu contează. Tu mai mănânci? Uneori? Mănânc foarte puțin.
De ce? Pentru că nu vrei că tu să te îngrași sau că... Nu, aș vrea să mă îngrași, dar fără să mănânc. Cum să te îngrași, măi, paparudă, fără să mănânci? Păi doar cu aer, așa, să te umfli de la o pompă. Tu mai mănânci? Uneori? Mănânc foarte puțin. De ce? Pentru că nu vrei că să te îngrași sau că... Nu, aș vrea să mă îngrași, dar fără să mănânc. La Acces Direct a fost invitată Mihaela Mihai. Doamna cântăcioasă e în ceartă cu niște vecini pe un petec de pământ. Nu vă înțelegem de ce vă plângeți dumneavoastră. Nu, dumneavoastră aveți tehnici de-astea securistice de a mă ataca pe mine pentru 45 de centimetri imaginari și din ca să faceți uitați, ca să faceți, nu-i nimic, mai există și acum școlile alea, ca să faceți uitați cei 3 metri... Nu mă mai tăia întrebuțeți, că eu tot nu-mi uit ideea. Ca să faceți uitați cei 3 metri cu care a intrat vecina peste drum în domeniul public. La așa emisiune, așa subiecte. Suntem de părere că Simona Gherle își poate alege invitații de pe holurile judecătoriilor, pe bune. Știu că nu mai avem timp, în 30 de secunde. Dar îmi pare rău, eu v-am rugat să mă invitați la începutul emisiunii ca să am când vorbi. Dacă acum îmi spuneți că mai avem 30 de secunde, plec chiar acum. Doamna Mihai, da? Vă rog să nu vă supărați pe noi. Împotriva dumnei, vedeți că deja... Putem să continuăm mâine acest subiect? Nu, foarte, pare foarte rău. Nu așa se poate. Vă rog să nu vă supărați. Ați văzut atitudinea dumnei față de cetățeni? Nu, care cetățeni? Și vedeți dumneavoastră sunteți o ipocrizie monstruoasă. V-am auzit și eu. Eu vreau să mai spun în astea 30 de secunde. Cei de aici din am depus plângere penală la procuratură, dar polițistul din Pucioasa a dat propunere de neurmărire penală. Sunteți de acord să continuăm și mâine? Nu mai continui pentru că mi-am dat seama că sunteți în aceeași lucrătură. Și unii și alții. Noi n-avem nicio legătură cu domnii de la primăria din Pucioasa. Îmi pare rău că doamna Mihai s-a supărat, chiar nu mi-aș fi dorit acest lucru. La acasă, ăsta e invitat la poveștiri, Fantele Pătrașcu, un domnișor prezent în toate cluburile de fițe, care vorbește despre educația de acasă. Cum era lumea înainte, era învățat într-un fel, aveau, nu știu, cele 7 clase de acasă, cred că erau mai multe, știi? Și oamenii aveau încredere în oameni. 7 clase de acasă? 7 ani de acasă? Dar tu nu prea ai de unde să știi cam care e exprimarea corectă. Cum era lumea înainte, era învățat într-un fel, aveau, nu știu, cele 7 clase de acasă, cred că erau mai multe, știi? Și oamenii aveau încredere în oameni. Trecem acum la veselie, mare veselie! Criză, da, oamenii se mai și distrează. Uite, de exemplu, la sărbătoarea mărului din sectorul 2, o babă fluieră de mama focului. Așa, mamaie, bagă din toți pojocii cât mai poți, că o să impoziteze boc și șuieratul, că ar fi în stare. Și la final de final, câteva imagini de la Băilești, unde a avut loc fatidicul festival al Zaibărului. Ne-am întâlnit la sărbătoarea Zaibărului de la Băilești, de la Neamărina în Zaperea. Vă invităm pe toți să mâncați un praz olteresc, să beți un par de Zaibăr de reuitat. Dimineața când mă scol, prima grijă, beau un par de Zaibăr. Mă duc, mai îmi fac treaba. Și dă și luptă și combate, că în memoria lui Amza Pelea băură oltenii toată producția de Zaibăr. Și mâncare și praz. Tot prazul mâncare, auzi? Croșit, băga la damigeni, te așteptăm să vină să-i facem pitrocul la Bobotează. La Bobotează! La Bobotează! Românii sunt atât de doritori de festivalul cultural, decent și inteligente, când avem și noi câteva sugestii. Sărbătoarea mugurilor de primăvară. Practic, toți cetățenii denumiți muguri, inclusiv Visărescu, trebuie să dea de băut. Festivalul filmului de la sat se va sărbători cu țuică în fiecare sat până când amatorilor de cultură li se va rupe filmul. Festivalul național al recoltei se sărbătorește cu sprijinul poliției rutiere care recoltează alcoolemii. Meetingul aerian de la Otopeni. Doritorii merg în Otopeni și se fac avion. Festivalul iarna se organizează toamna sub sloganul Iarna am lăsat nimic în pahar. Festivalul cântecului de petrecere. În fiecare noapte cheflii se strâng petrecerea de pietoni și beau și cântă. Și în final, sub un altul patronaj al cui? Al președinției. Al președinției se sărbătorește și se organizează sărbătoarea bobocilor. Știți ce se întâmplă acolo? Se hrănesc practic rățuștile. Mulțumim foarte mult. Cu asta prima parte aproape s-a terminat. Veți vedea stenograma primei părți din Cronica Cârcotașilor imediat pe Facebook. Doamna
lector universitar Doina Vasilescu a scris tot ce am vorbit noi. Filmează acolo cum arată. Te rog frumos. Stenograma, da, e. Ia filmează, ia poți. Ia. Uite, a? Uite ce frumos scrie. Uite, uite Doina Vasilescu. Uite. Ai văzut? Așa. Așa imediat da. O să vedeți asta pe Facebook. Dacă nu înțelegeți, nu-i nimic. Nu-i nimic, vă spunem noi cum se citește. Imediat ce vedem în partea a doua. Urmează la cronică. Vine topul rușinică. Dincolo de sex, paradoxul cel mare. Conducem greu, dar avem femei ușoare. Oamenii de la finanțe vor stimulente. Nu vreau ca directorii să fie beneficiari ai stimulentelor. Cârcotașii au găsit stimulentele. Să tot lucrez la finanțe. Și din televiziuni am extras cei mai rău. Dom'le, sunt o grămadă de cioare borâte. Scoatem din nou umbrelele. Te fură. Dar și hainele geroase din șifoniere. Se agață de hainele tale. Între foie și ea. Dar rău de tot. Câteva momente revine cronica Cârcotașilor. Wanna be a billionaire so bad, buy all of the things I never had. And every time I close my emisiune cu stenograme în spatele nostru, că se întreabă toată lumea cine să fie, cine să fie, este doamna Doina Vasilescu, lector universitar, face stenograma emisiunii. Prima parte este deja stenografiată și o să apară imediat pe pagina de Facebook, dacă aveți puțin tică răbdare. Aș vrea să-l rog pe domnul Vasilache, era să-i Vasilescu, știi? Domnul Vasilache, deci puteți să spuneți Alex. În loc de fucking freaking. Deci ok? Seamănă, deci... Am zis... So freaking bad. Hai să nu facem acum apologia limbii engleze. Mă rog frumos, nu se poate. Bine ați revenit la emisiunea noastră. Aș vrea să le mulțumim tuturor facebookiștilor care ne-au trimis bâlbe din televiziuni. Iată-i. O avem și pe cea mai mică dintre facebookiste prezent aici. Este vorba de Alexandra, ochelarista, care a revenit la noi în studio. Poște-o, filmează pe ochelaristă. Ce facem aici? Ia uite! Foarte multă lume este în seara. Chiar nici nu m-am pupat de 20 de ori de când a venit, dar nu, e foarte bine, e perfect. Apropo de bâlbe din televiziune, imediat de la voi sunt luate, preparate puțin de noi și date înapoi la cronicuță. Avem săptămâna viitoare o extragere pentru Viena de asta dată. Doamna Doina, ce a spus? Pentru ce? Pentru ce a zis? Pentru ce? Care oraș? Extragere pentru? Uitați-mă e mai acolo. Surd el. N-am fost atent. Pentru... Pentru otope. Nu, la Viena, nu otopeni, imediat. Salutare, salutare, cronicuța reapare și surprinde tot ce se întâmplă la tempelizor. Iată aici o minunată lucrătoare pe moșia Chiaburului Vântu, cum se scobește nas în văzul tuturor. Felicitări și să mai cureți hornul și altă dată, că dacă salarii nu vă luați, măcar să faceți de baftă imaginea televiziunii mucoșilor. Tot la irealitatea, primim gratis un pupic de excepție. Bleh! Vai, dar ce frig s-a lăsat! Vine iarna nucleară și aproape polară. După ce ne-am bucurat câteva zile de soare, scoatem din nou umbrelele, dar și hainele geroase din șifonier. Hainele sunt cel mult groase. Zilele, săptămânile, lunile pot fi geroase. După ce ne-am bucurat câteva zile de soare, scoatem din nou umbrelele, dar și hainele geroase din șifonier. O avem acum pe clipicioasa clipicioaselor, Saviana, care tot învață cu prompterul. Chiar premierul Emil Boc promisese în primăvară că se va implica în acest proiect. Drumul de la... La fapt a fost însă prea mult, așa că staful marelui sportiv a decis să negocieze desfășurarea meciului în altă țară. Da, să-i dați fete niște apică, pe chiar așa să se nece în direct și nimeni să nu ajute? Drumul de la... La fapt a fost însă prea mult. Iată-l acum pe Medălin Voicu, ce se întreabă el retoric. A, deci nu copilul ce e, om sau fată?
om, adică bărbat. Da, mă, da. Deci copilul e un om sau fată? Foarte bună împărțirea asta, Neamă de Line. Toată lumea știe că oamenii sunt oameni și fetele sunt fete. A, deci nu copilul ce e, om sau fată? Și la final, același Medelin e supărat pe ai lui. Dom'le, sunt o grămadă de cioare borâte care stau până în străinătate și care nu că cerșesc, că cerșetoria datează de mii de ani. Dom'le, sunt agresivi, trag de tine, te fură, îți agață de hainele tale. Nu știu, dacă îi dai, eu am pățit-o asta la Viena, eu spun din experiență. Ai tăi între între voi. Deci nu mai e respect în lumea asta de Lemădeline. Nu, 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 eram pe stradă, pe Kärntner, la Viena și da. A venit un puști, l-am văzut așa... Adică în buricul târgului, cum ar fi. Da. Și m-a luat direct, nene, dă-mi și mie niște mărunți. Dar ce faci, bă, cu ei? Mă duc să-mi iau prăjiturile de acolo. Păi dacă și Nea Medelin s-a enervat, mă scuzați, dar cred că au fost foarte insistența afacerii, știi? Și am dat, nu știu, niște firfirici. Așa. Pă mâncați așa, au apărut, nu știu de unde, din niște văgăuni, din niște ganguri, vreo 3, 4, 5, care au început, dă-și-mi, lua ras, foc să lua. Bă, până nu i-am luat la picioare, nu m-am putut debarasa de ei, dar rău de tot. Luara, scop să luați. Deci asta un limbaj puțin mai colorat, mai de șantier. Apropo de chestia asta, pe ocazii.ro, iată, avem o firmă autorizată de ăștia, Discir și Direcția Muncii, care organizează cursuri specializare de stivuitoriști. Perfect. N-am crezut vreodată că poate cineva să scrie stivuitorist, îl înscriem pe Nea Medelin. Îl înscriem pe Nea Medelin. Dar să știi că nu trebuie să sărim acum și să-l acuzăm pe domnul Medelin de limbaj injurios. Pur și simplu a greșit pluralul de la ciori. Da, în loc să zică ciori. Și borâte înseamnă că ele zboară din Bora Bora, da, asta înseamnă. Da, ai dreptate. Sau cioare e prescurtarea de la picioare, iar borât e de la acidul boric, adică picioare băgate în acid boric, antiseptic. V-am scos, băi, Nea Medeline, poate dați din aripi cu ceva. Și atenție când mai croncăniți în declarații, metaforic vorbind. Acum urmează, tot metaforic vorbind, să-și miște crațiile fetele. Bebelușele noastre, una este Ioana, e de la Cluj, și cealaltă este Cristina, care e de aici, de la noi. Și avem și pe mama Cristinei, sau sora mai mare. Ești mama Cristine și mai avem și o doamnă bebelușă mai în spate aici, Da? Notează absolut tot, este doamna Doina. Doina Vasilescu este stenografa noastră, este stenografa edicinii. Știți că se poartă stenogramele astea și ca să nu se mai chinuie băieții, le scriem noi direct. A apărut pe Facebook? O să mă uit imediat. Te rog, uite-te, vezi dacă a apărut stenograma adina, primei părți. Nu stăm așa. Se blocase adina, am scos, era o piesă micuță, am șters-o de praf. Am pus-o invers, mă rog. Apropo de Facebook-iști, ei sunt prezenți și în studioul nostru, dar și în fața micilor ecrane și sunt și pe net. Mișu mai vorbește cu voi din când în când. Și acum urmează probabil una dintre cele mai tari. Da, uite. Una dintre cele mai tari rubrici de la cronicuța noastră se numește Top! Rușinii. Cam anemic. Uite-l pe prințul Cristea, fotografiindu-se singur la birou. Da, mă, la una mică. Pardon. Toată lumea se masturbează la urmă, ce vrei? Dacă vrei, pardon, scuză-mă. Sexy. Bună, numele meu este Adrian Cristea. Zis prințul. Fotbalul m-a făcut popular. Sexy. Dar nu, prințul nu vrea numai popular. Sexy. Prințul vrea gagici. Prințul vrea ASLPLS. Prințul vrea să dea buz. Pe internet, gagicele îmi poate vedea pectoral în fiecare seară. Gagicele poate vedea prințul la antrenament înainte de bambu. Să vezi piciorul cu care am dat gol lui Steaua. Poți să-ți mai arăți ce șuită Bianca pe la mine? Nu m-am umblat în sertarul meu, bă, că te sparg. E cadou de la bote.
și poate te vrăjesc și îți bag melodia mea preferată. Dar eu sunt cu cu gol, mă simt prea bine. Sunt cu cu gol și mi-e rușine. Sunt cu cu gol, mă simt prea bine. Sunt cu cu gol. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, n-am. Pentru toți manăliștii care vrea să cântă hip-hop, hop, 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 și nu le iese, Sorinel Puștiu a scos o nouă piesă, piesă, piesă. Eu am mult bani și valută și am mintea foarte scurtă. Am dușmani și am femei și mă dau mereu cu spray. Imnul manăliștilor, lor, 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 lor. Am o leu nevasta mea, Doamne cât țin eu la ea. Mama la copiii mei, pe care îi dau cu spray. Când îmi dau seama că put, părul din nas s-a căzut. Dar iar 10.000 de lei, pe două tuburi de spray. Auzi pentru toți frații mei, bă, bă. Eu am furat tot ce am și-a zis fratele Salam că o să arăt ca un gay dacă nu mă dau cu spray. Sunt un mare cocalar, putac, ketchup și muștar. Doar când mă duc la femei, mă dau cotonă de spray. Spray Coco Larel. Pentru că manelele pute. Sunt Virinel și mi-am tras o trupă de pițipoance. Una mai pe cât așa mai sus. Adică cum ne știi, cum ne știi tu? Cum ne știi tu cel mai bine? Piesa se cheamă Vreau să fiu milionar. Iar nu vrem ca proastele, la facultate vrem toate la iri, iri. Are de toate, vrem să fim în reviste, vrem să le realizăm. Luăm și bacul dacă ne enervăm. Vrem și noi la iri, vrem și noi cu iri. Iri vrem să ne adore, aproximativ majore. Și nu trebuie să știm nimic, trebuie să creștem doar un pic. Fată? Ce fată? De ori? Corect. Hai, mătușicilor. Trebuie să avem un singur gând în întreaga noastră minte. Să nu lăsăm alte proaste să ne o ia înainte. Să luptăm și să fim maxim până la anul. Mi se lupt. Are cine să dea bani? Acum nu știu, știu că a venit wife-ul acasă, știi? Da, pe așa e mai mișto, nu? Vrem și noi la iri, vrem și noi cu iri. Iri vrem să ne adore, aproximativ majore. Și nu trebuie să știm nimic, trebuie să creștem doar un pic, cum spuneam, teoretic. Hai, hai și cu finalizare. Top, 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 rușinică. Asta da. Am înțeles că se stenografiază mai greu, rușinică, e mai greu rușinică. De știți, dar se descurcă, doamna Doina scrie rușinică acolo frumos. A apărut deja pe OL, la Cronica Cârcotașilor, a apărut, stenograma primei părți a emisiunii, stenogramele, că-s două. Cineva. Ia uite ce spune domnul Cristi Iuhas, da. Z, zice, sunteți varză, sigur, nu o să zici asta în emisie. Tanta, am zis. Mergem mai departe, avem la Ministerul de Finanțe... Cu freza ta, eu n-aș zice chestia asta, da. Avem la Ministerul de Finanțe niște domni care s-au supărat foarte tare pentru că au rămas fără stimul lente. Știi cine mai face parte din angrenajul ăsta? Deci pe lângă oameni de la Finanțe, la Ministerul de Finanțe, Garda Financiară și aia care vămuiesc de la vân. Da, da. Ei au rămas cei mai fără stimul lente, adică sigur. Am transpirat. Mare scandal mare la Ministerul de Finanțe, unde angajații au rămas cu salariile mici și fără stimulentele acordate arbitrar de șef și șefuți din cuantumul amenzilor aplicate de organele de control. După 41 de ani, 600 de lei. Toată lumea a zis că avem salarii de milioane, că se vadă ce salarii avem. Uitați, 483. Prins pe picior greșit, noul ministru de finanțe mai avea puțin și dispărea, linșat fiind de organele de control din subordine. Am negociat cu liderii dumneavoastră, am ajuns la puncte comune. Primul, deblocarea plății stimulentelor. Prin analiza de către o comisie
sindicate, minister, sunt convins că marea majoritate dintre dumneavoastră ați muncit, ați muncit. Nu vreau ca directorii să fie beneficiari ai stimulentelor. Și uite așa, legea salarizării mai suferă o modificare ad hoc. Păi ori facem reformă, ori nu mai facem. Sau facem reformă pe aici, pe acolo, prin părțile neesențiale. Că reforma e pentru fraieri. Pentru cei mai egali decât alții, nu e. Dați-mi o săptămână. Salariul o să aveți de luna viitoare. Într-un final, ministru a fost evacuat cu SPP-ul, dar și așa a ieșit destul de șifonat, în vreme ce antenele dădeau imagini de la o grandioasă sindrofie pe delistă, desfășurată exact în același timp. Păi dacă e de manipulat, să manipulați bine, domnule! Dați imaginile mai mari ca să le și vedem. Doamna Tatoiu, e admisibil ca într-o astfel de zi. Poți să ai decență, spui, domnule, am organizat așa ceva, dar uite, nu e cazul seara asta. Bă, sunt incredibili ăștia de la Antene, bă, une, sunt incredibili. Deci când este Băsescu într-o văgăună de imagine, trebuie să facă ei în așa fel încât să-l readucă pe linia de plutire. Mă, asta nu scrieți, ați scris asta? Nu mai scrieți tot chiar tot. Asta nu, scrieți acum, de acum scrieți. Zi. Propunem un nou sistem de stimulente financiare pentru angajații de la finanțe. Funcționarul care plimbă cel mai mult un contribuabil să primească o primă echivalentă cu suma zilelor pierdute de om pe la cozi. Birocratul care nu știe să folosească un computer, salariu dublu. Salariatul care reușește să aibă cea mai mare coadă în fața ghișeului său, salariu triplu. Cea mai lungă pauză de cafea din birou, primă și concediu suplimentar. Păi nu se poate. Funcționarul care obține de la un contribuabil cel puțin un preinfarct devine angajatul lunii. Birocratul cu cea mai scârbită atitudine se primesc cu avansări de excepție. Dacă n-ați urmărit adevărata povestea protestului, aveți acum ocazia. Da, nu te grăbi. Completați o cerere tip, nu... Așa, da. Tata e pentru ajutorul de înmormântare, vii dumneata cu cererea tip completată, declarație de asigurare, certificat de deces original, copie și copia copiei, poze morgă, datarea cu carbon, acte de identitate a solicitantului. Apropo, pentru cine ai solicit matale ajutorul? Pentru mine, Duduie, pentru mine, că la câte impozite plătesc, vreau și eu un ajutor anticipat să-mi cumpăr un scaunel, o frânghie și o săpun. Fraților, nu ne mai dau ăștia stimulentele! Ce face? Păi, dădeam cu mătura ca de obicei pe hol și ascultam în nocturne în do major opus 32 de Chopin și nu crede vreodată reclama asta tembelă și l-am auzit pe ministru că nu ne mai dă stimulentele! Vrem stimulente! Vrem stimulente! Sunt șeful de la ANAF. Ministru, cum îl cheamă, nu mai e. Dictatorul a fost învins. Dați-mi voie, din păcate, mai dragi angajați ai finanțelor, îmi pare rău, dar trebuie să vă spun că am două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că veți primi stimulente. Ura! Voi aveți puțin tică răbdare. Vestea rea este că nu veți primi stimulente. Stimulentul nu mai e. Cum adică nu mai e? Păi habar n-am. Mi s-a spus să vă zic că veți primi stimulente până ce dumneavoastră plecați acasă ca fraierii și după aia nu să vă mai dăm nimic. Deci ca să nu vă ieșiți din mână, vă rog foarte mult să vă acordați stimulentele singuri între voi. La revedere! Tanchi Adeno, mai lasă opera aia și șterge pânzele alea de pe Angelia acolo. Da, am înțeles. Vă rog foarte mult, la revedere! Moșule, ia du tu astea alături la ghișeul 2 și zic că sunt stimulentele de azi. Da, Duduie, uite stimulentele, mamă. Uite. Opa, stimulente! E, așa da, să tot lucrez la finanțe! Uite că finanțele au grijă de contribuabilul român. Deja mi-au dat scaunul. Revin mâine pentru stimulente, pentru funie și pentru supun. Bă,
Uite, de asta e bine ca angajații de la finanțe pe lângă scaune să aibă în birou și ceva frânghie. Da, da, până ți se aprobă cererea asta de spânzurare, mori de moarte bună. După care trebuie să completezi un dosar despre cum ți-ai permis chestia asta. Decât să completăm, mai bine un cântec vesel să cântăm. Ați văzut stenograma emisiunii, da? În direct. La cireșica de pe tort a venit invitată Sânziana. Sânziana Buruiană. Ea a avut un dialog savuros cu Horia Vârlan, care la un moment dat a lăsat culinăria deoparte și s-a dezbrăcat de caracter. E bun, bun. Horia, vrei și tu? Ce spui? Niciun caz. Vino încoace dacă vrei. Îți dau și ție o gurită. Îți păstrez, promit că pentru tine păstrez un nou umplut. Cum adică să-mi o dea în guriță? Alo? Ia zi, Horia, e bine sau trebuie mai tare? Ce zici? Eu am crezut că e misiune culinară, dar când colo m-am trezit după ora 1 noaptea. Ce să fac? Nu prea mă pricep, dar cu un pic de ajutor... Și eu. Ia zi, Horia, e bine sau trebuie mai tare? Tu știi dacă e mai bine. Tot la cireșica de pe tort, l-am întâlnit pe celebrul la el pe scara blocului, Costin Mărculescu. Parcă am auzit de Costin Mărculescu, dacă nu mă înșel, cred că s-a născut acum vreo 41 de ani, la Craiova, bineînțeles. A copilărit până a copilărit, după aceea, cât a fost adolescent, a adolescentit. Și după aceea, cât a fost tânăr, a... tinerit, ca să zic așa. Deci a avut o adolescență grozavă și o tinerețe zbuciumată, e de înțeles. La Bingo Metropolis, domnișoara Raluca Lăzăruț are probleme temporale. 5 miliarde de lei. Azi, 2 miliarde și jumătate săptămâna trecută. În această seară dăm 3 miliarde și săptămâna trecută 5. Nu știu, dacă o ținem în ritmul ăsta, nu știu unde ajungem. Dacă ai dat banii, era săptămâna trecută. Dacă o să dai banii, e vorba de săptămâna viitoare. Și așa greu. 2 miliarde și jumătate săptămâna trecută. În această seară dăm 3 miliarde și săptămâna trecută 5. Nu știu, dacă ținem în ritmul ăsta, nu știu unde ajungem. La obositori, domnul Andrei Zaharescu prezintă mai nou știrile în picioare. După veteranul High Five, după veteranul MySpace, acum este la modă să te împrietenești cu lumea pe Facebook. Să-i spună cineva că este vorba de veteranul sau veteranii, că nu mai înțelege audiența nimic și Brenea Zaharescu le ți-ai băgat picioarele în ele de știri. După veteranul High Five, după veteranul MySpace, acum este la modă să te împrietenești cu lumea pe Facebook. La final, l-am păstrat pe el, doar pe el. Rică Răducanu cântă, oameni buni! Randavit, mă dovedesc, ca și iubita nu-l trezesc, mă. Randavit, mă dovedesc, ca și iubita nu-l trezesc, mă. Și lucă, lucă, iar, lasă Brenearică, lasă Fredonatu, lasă-l că ai jumulit tot, lasă trandafirul bre și mai bine cântă de inimă albastră, că la cum merge rapidulețul ar fi singura soluție pentru un pic de alinare. Trandafir, din dorul voi, hai să ne iubim amândoi. Trandafir de stadion, credeai că ești a formă. Trandafir de stadion, credeai că ești a formă. Bine că-i o dată în viață, la fotbal mai făceai față. Cu cântatul mai domol, măi, când-ți dai autogol. Tot.
Până și versurile de la Jukebox or să ajungă în stenogramă. Imediat punem cea de-a doua parte a emisiunii pe pagina de Facebook, să vadă toată lumea stenograma, cronici și cârcotași. Foarte bun Facebook-ul ăsta. O să mergeți la Focșani, scrie aici, e adevărat? Mergeți la Focșani? Bine că mergeți la Focșani. Avem două Facebook-iste de la Focșani. Vă rog să-l aplaudați. Uite, una e ochelarist aici. Ce arată, e pistruiată sus. Pui-și sus pe ultimul rând. Ridică mâna. Vezi? Auzi? Să mai citesc că scrie și cu cine vă duceți la Focșani. Vreți să citesc? Cu cine? Cu... Nu? Bine, ok. Nu, bine. Nu contează. Okay. Mergem mai departe. Dacă vroiam să citești tot, îți spuneam că avem și noi Facebook, da? Citesc fanii. Pleacă-vă cu Facebook-ul tău de aici. Imediat, domnilor și domnilor, partea a treia a emisiunii. Ce aflați în ea, imediat vedeți. Urmează la cronică. Revine Corneliu Vadim Tudor. Asta e panica lui Băsescu. El e persecutat. Pentru că el are ce are cu Vadim Tudor. Avem o babă tripată la Brașov. Știam că asta puse rare să se suie fasolea pe ea. Cârcotașii au fost acolo și au văzut. Deci vă rog foarte mult să nu filmați aici. Ieși afară, infractoare nenorocită. Plus alte tâmpenii adunate din televiziune. Răzvan, lasă-mă puțin să zic ce am de zis, că m-a enervat croaznic. Lasă-mă în pace. Ia mâna de pe el. Și așa am un herpes și nu știu de unde, că nu mi se lasă coteală. Te duci la doctor acum. It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire. Zis că în seara asta mai facem rost de bebelușă. Este cea mai mică facebookistă din grupul mare de facebookiști aflați în această seară în studio. Se numește Alexandra. Aplauze pentru asta mică! Da. Mulțumim bebelușelor Ioana și... era să zic Delia. Unde o fi Delia? Unde o fi Delia? Pe un... Delia, pe unde ești? Mai vină pe la cronicuță? Bun, am înțeles, vacanță, vacanță, dar până când? Mai vină un pic la cronicuță, dă acolo de treabă. Ei. Că dacă nu plecăm și noi, adică așa. Chiar așa, nu se da. Poate. Așa. Ioana și Cristina sunt bebelușele din această seară. Aplauze pentru ele, că merită! Și mai vrem niște aplauze pentru doamna Doina Vasilescu. Este stenografa Cronicii Cârcotașilor. Veți găsiți deja pe pagina de Facebook stenogramele primelor două părți. Da. Mergem mai departe. Numai puțin că am obligație aici. Deci salutați-l pe Dragoș Diaconu din public. Unde sunt? Care ești, mă, Dragoș Diaconu? Care ești, mă? Ridică-mă mâna, mă. Nu... Sunteți aici? E o minciună. A zis că vine la noi, dar s-a dus în altă parte. Și... Doamna Ana Maria. Doamna Ana Maria nu e la noi. Pe cuvântul meu. Nu e. Deci că e colegă de serviciu. Deci dacă... Nici doamna nu e și ea are altă treabă. Deci e plecată cu altă colegă, doamna. Nu mai folosiți Cronica Cârcotașilor ca alibi. Vă rog frumos, vedeți? Nu, da, am făcut o simplă verificare. Da, se poate așa ceva. Urmează să avem chifteluțe din Tembeliziuni, pentru care vă mulțumim. Săptămâna viitoare trimitem pe unul dintre cei mai activi oameni de pe cârcotașii.ro sau de pe pagina noastră de Facebook, la Viena. Mai avem o excursie de la Kiss Travel. A revenit, doamna, ci că tu omor. Mergi acasă. Lume, lume, priviți niște cabluri pârdalnice de la antene care stau pe mufa prezentatoarei. Alo, băieții, mai ușor cu tehnica aia, că nu-i de arătat. E veche, antică și de demult. Trecem acum la Trustul Pro pentru o imagine de milioane. Trei fotbaliști șecioși au făcut ce știu ei mai bine la marginea gazonului și l-au dat strașnic. Aoleo, necalaricioșilor, dacă vă pozau niște paparații, nu râdeam doar de Cristea și de poza lui de pe internet. Apropo de râs, iată-l aici pe domnul Dani cu conjunctivită, încercând să-i facă față colegului Răzvan, care este dezlănțuit. Văzând că-l face praf și pulbere, mămica mea Ela a sunat să-și oblojească odorul. Bună dimineața, Dani! Ce te rog, fii atent! Lasă pe colegul Răzvan singur și te duci la doctor acum! Pentru că nu se poate așa. Da, doamne, un pic, suntem și noi profesioniști, am terminat medicina. Uite-te în ochii mei. Alo, Dani, uite-te aici în ochii mei. Da, știi un doctor bun în Monaco? Aș pleca două zile.
Da. Poftim. Nu, fii atent acum, Răzvan, lasă-mă puțin să zic ce am de zis, că m-ați enervat groaznic. Ia mâna de pe el, în primul rând, că nu știi dacă e contagios. Și s-ar putea să te rupe țouul pentru o perioadă. Iată. Doi. Bravo, Miaela! Așa o mămică grijulie n-am mai văzut de mult. Revenind la emisiune, ne reîntâlnim cu un pescar în orașul Tulbure. La Brașov, reporterul mulinează și ia uite ce primește, niște chiloți. Puuu, bată-te să te bată! Tocmai lenjerie să-ți cadă în cârlig. În vremea asta la București, Dani face inventarul boalelor. Dar ar boalili. Acum nu vreau să mă duc cu conjunctivite, să mă întorc cu hemoroizi. Iartă-mă! Lasă-mă în pace. Și așa am un herpes și nu știu de unde, că nu-mi iese la socoteală. Nu-mi iese la socoteală. Vai, păi tocmai herpesul să-ți iasă la socoteală? Să știi că nu-i de glumit. Ustură și te mănâncă mamă. Lasă-mă în pace. Și așa am un herpes și nu știu de unde, că nu-mi iese la socoteală. Nu-mi iese la socoteală. Încheiem cu Simona Gherle, care s-a amorezat de un grec ce a venit la ea în emisiune. Dar nu numai că s-a îndrăgostit și amorul e ghebos, grecul mare pișicher a încercat să o învețe sirtachi. Pa! Vrai măi, țițiricule, degeaba te chinui, bre. Fata sărmana de cântat mai cântă, dar la dans nu se pricepe. Are două picioare stângi și alea cu întorsă. Jukebox. Păi tot de asta cu trandafir, bă, da. Altceva n-aveți? Are o surpriză. Toate. Ehu Mechialo. Ehu Mechialo. Ia. Άντε, Αλέξη, με το μπουζούκι σου. Σιμώνα με τα κίτρινα, και να αγαπάς καλύτερα, και να αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή τον γειτόνα. Σιμώνα με τα κίτρινα, αγαπάς καλύτερα, να αγαπάς καλύτερα τον άντρα σου ή το γειτόνα. Ευχαριστώ πολύ, βρε! Nu mai cântați că face transfuzie. Nu mai curge, vrem alaca, nu mai curge din nas, sânge, îmi curge galotirii. Mă rog. E o problemă muzicală la realizatorii TV când Simona are un rating bun, mamăruță, cântă a doua zi a Jale. Și când Simona dansează sirtachi, concurența face hora bucuriei! Noi n-avem, oameni buni, probleme cu dansul, de 10 ani executăm joc de glezne și voie bună! Mai vine miercurea câte un cichician sau câte un dans bătrânesc la ProTV de ne umplă de febră musculară. Apropo de febră, fii atent ce legătură de maestru fac! Corneliu, vaccin tremens, chiar se crede persecutat. Și de ce să nu recunoaștem? El este persecutat. Îl persecută asistentele și doctorii care îi vor binele, dar el nu realizează chestia asta. Cei pe care îi reprezentați dumneavoastră, da, pe care i-ați câștigat cu, da, acest discurs, da, antimaghiar, că așa e discursul dumneavoastră. Nu-mi băgați în gură ceea ce, că vă bag și eu vouă în gură ceea ce voi n-ați spus niciodată. Deja astea-s prostii. Astea-s prostii. Nu, adică... sunt antimaghiar. Știi câți membri de partid ai PRM cu carnet?
de origine maghiară sunt la noi? Câți? Peste 10.000. Deci nu avem... Aveți 10.000 de maghiari în PRM? Cu care... După cum ați auzit, e bine să nu-i puneți vorbe în gură tribunului. Mai bine îi puneți un pumn de calmante în gură să se liniștească odată. Deși e nevoie de 2-3 tone să îi se oprească toate spumele produse într-o lună. Asta e panica lui Băsescu. Azi s-a dat rezultatul unui sondaj făcut de Serviciile Secrete la Cotroceni. Și s-a prăbușit la 4,5%. Și acum 3 luni, dar dacă nu mă las să vorbesc... Păi numai ea vorbește, stimați, respectator. Ce sondaj dumneavoastră? Pentru că ea e și foarte drăguță, ca o actriță de cinema. Deci acum 3 luni, Băsescu i-a zis lui Coldea să găsească ceva împotriva lui Vadim. Și el a zis, nu am ce, domnul președinte. Dar de ce v-au cerut asta? Pentru că el are ce are cu Vadim Tudor, ce are? Cu Victor Ponta și cu Crin Antonescu. Am vrea să vă prezentăm acum adevărații lideri în opoziție, alături de care este domnul Vadim, vă rog. Vezi, tovarășică Elena, ne-a promis că o să fie alături de noi pe calea progresului și a favoririi socialiste societate multilateral dezvoltate. Aplauz! Tata, ho! Așa e, Nicule, și lăsați-mă să vorbesc o dată. Mi-a scris și o poezie, uite că m-a săpăcit și uitat unde am pus-o. Ia, uite. Tovarășa Ileana, savantă mondială, aș vrea să vă văd goală și... Goală? Dar ce, tovarășul e nebun? Așteaptă-mă să vă văd goală de mici prejudecăți și toată săptămâna aș vrea să vă pup. E clar, tovarășul e dus. Să vă pup mâna, Nicule, mâna. Păi așa e mai bine, ți-au ce aminte tovarășului Vadim, ce-i mai plăcea să ne pupe? Da, chiar ajunsese să mă usture. Cum? Mâna, Nicule, mâna. Mâna, da. Ce, auzi, dar ramolismentul ăsta se dă pe linie de partid, că nu știu. Auzi, mai bine, hai să mergem la cazane, că avem treabă. La revedere! La revedere! Gata! Mulțumim foarte mult, liderii opoziției, Vadim, Nicu și Lenuța. Apropozito de babe, stați să vedeți pe țanie la Brașov, băi nene. O chestie foarte inspirată. Avem acum la cronicuță cea mai halucinantă știre de la Brașov. O bătrânică de aproape 80 de ani din localitate a făcut rost de un dosar penal după ce a cultivat la ea în grădină o pârdalnică de cânepă din care împletea funii pentru vrejii de fasole. Știam că e bună să facă mama țoale și saci și nu știu ce și știam că asta puse rare să se suie fasolea pe ea. O cultivat-o și bunica și mama. Și uite așa din greșeală, s-a făcut mămăița cu un dosar penal de creștere, deținere și comercializare de stupefiante. Pe când ea, păcatele noastre și ale ei, creștea doar niște fasolici, care pot da flatulații, nu halucinații. Din punct de vedere procedural, în cauza s-a început urmărirea penală, pentru că exista posibilitatea ca acea cultură să nu aparțină proprietarei, care erau femeie în vârstă, ci unei alte persoane. Prema mai, uite care treabă. Deci noi ne-am prins că mă talegi mai hippie așa. Și dacă te-au prins ăștia cu jointurile, ai grijă totuși la cultura aia de ciuperci halucinogene din spatele șurii. Că dacă ți-o descoperă și paia, s-au dus pe apa sâmbetei tripurile bătrâneții. Cred că oricare dintre dumneavoastră, dacă s-ar fi trezit, că mama lui de peste 75 de ani, bolnavă de inimă, este băgată la DICOT, nu cred că s-ar fi simțit foarte bine. Aici se vede proveniența sintagmei plantă etnobotanică, etnografia țăranului simplu se împletește precum fasolea pe arac cu botanica stupefiantelor. Chiar și înțelepciunea populară zice clar în proverbe, codru e dealer cu românul. De rup din codru o rămurea, poți face chiar și un joint din ea. Și la cap să-mi pui fluieraș de mac să visez cu drag. Somnoroase păsărele, la un opiu se adună, trag cu sârg din narghilele. Dezintoxicare bună. Iată drama bătrânei cu cânepa interzisă. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Transmitem în direct de la o acțiune spectaculoasă a Poliției de combatere a traficului de droguri. Stăm de vorbă cu... Deci acum să mă prezint, nu? Spuneți, vă rog, da. Deci mă numesc agentul Tuzgureanu, dar nu pot să vă spun cine sunt, deoarece pentru că sunt sub acoperire. Da, mă rog. Și ce acțiune spectaculoasă derulați în acest sat liniștit? Deci, pentru o acțiune judicioasă, am descoperit aici o cetățeancă care cultivă substanțe cultivă substanțe interzise. Deci o să intrăm în forță peste noi care să o arestăm. Bă, băieți! Da. Sunteți gata? Haideți!
Intrăm! Go, 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 auzi, șeful, stai un pic, da, mă scuze, dar nu asomăm înainte? Ce să-i facem? Somăm. Nu, mă, după aia. După, am înțeles. Deci vă rog foarte mult să nu filmați aici. Ieși afară, infractoare nenorocită. Predă-te, o să te arestăm. Băi, mâinile sus! Deci, ce armă este aceea? Păcatele mele, asta nu este o armă, este niște lână, că urzesc o festuță, uitați! După cum ați văzut, dumneavoastră urzește tot felul de planuri infracționale. Bă, băieți, da. Ia intrați înăuntru și încercați prelevarea dovezilor incriminatorii, hai! Se ce? Ce-a zis? Deci să căutați drogurile tântăleilor. Ha, am înțeles, sunt aici. Mai precis, ce droguri credeți că ascunde această doamnă care totuși pare nevinovată? Nevinovată? Nevinovată. Dar asta ce credeți că e? Aoleo, păcatele mele, cânepa mea a călcat-o în picioare și a luat-o. Deci care asta o să fac eu și cu tine, babă nenorocită care ești. Deci asta este droguri. Ba, e cânepă. Deci recunoști care v-a să zică, cânepa este droguri. Stați puțin, cânepa indiană e un drog. Lasă-mă, domnule, în pace cu asta. Șefă, persoana s-a uitat la televizor la o telenovelă indiană. Deci am prelevat probe. Ați văzut? O să-mi fuzi pușcăria, babă drogată. Nu sunt bogată, sunt săracă. Mi-a luat și din pensie, să știți. Șefu, am găsit sacul ăsta, uitați acolo în spate. Heroină, până aici ce-a fost? Te droghezi, babă. Numai că e făină. Asta și-o spui la Muto. Auziți, am găsit și pastilele astea. Sibutramină, aha! Mă, sibutramină, streptomicina! Taci, minți! Mai trebuie ceva pe bază de mac ca să o înfundă tot. Am înțeles, șeful, să trăiți. Totuși să știți că dacă e cânepă normală, nu e un drog. N-ați auzit de inul și cânepa de Ion Creangă? De Ion, Ion Creangă, da. Creangă, o să facem cercetări ca să-l alestăm și pe ăsta. Deci tot ce e cu in este drog. Doamne, ai mâncat ceva stricat! Tac, mint! Deci, în primul rând, tot ce este in este drog. Heroină, cocaină, gospodină, asta... bubulină. Păi, ce ați găsit acolo? Am găsit chestia asta care face mac. După cum ați văzut, mac, asta e proba care îmi trebuia. Cum spunea și Blaga, a? Și nu ministru, a? Pușcăria s-a născut la sat. Veșnicia! Taci, minți! Pușcăria pe care o să o înfunzi tu, babă nenorocită. Iată-i rața. Mulțumim pe această cale numită Ifrau lui Dani și primăriei sectorului 6 care n-a asfaltat strada Strugurelui și doamne că ne-a lăsat în ploaie și în cizme. Dar stai un pic, Rățuștei Mac, nu o să-i mulțumim, deoarece Nicu, colegul nostru de la Recuzit, a beneficiat de un cadou în buzunar în timp ce o ținea pe rață. Uite pe Frau! Aplauze pentru Frau! Este o nemțoaică care s-a stabilit în România. Să știți că n-are febră, s-a stabilit în România numai cu foarte mulți ani. Nicule, să joci la loto, tati. Mult succes, cred că s-a umplut de... Da. Revenim, doamnelor și domnilor, avem un dans cu bebelusele. Waiting for somebody, a famous love, says it's going crazy, never too wrong. Cristina și Ioana la Cronica Crăcătașilor. Mai avem o bebelușă, este vorba de Eva Găinușă. La mulți ani, Eva! Ia mulți ani, Eva! De ziua mea să mă duci la emisiune, așa. Ce fată frumoasă are tata și nașul. Să revenim, ne întreabă lumea cine e bebelușa din spatele nostru. Este stenografa oficiala emisiunii. Doamna lector universitar Doina Vasilescu scrie acolo de zor stenogramele noastre, pe care le vedeți pe pagina de Facebook dacă o accesați în acest moment. Și apropo de bebelușe, să știți că nu e un lucru ușor să dansezi. Uite, de exemplu, am găsit pe 220 acest dans al unei bebelușe, mă care rog, o bebeloaie mai mult. E o bebeloaie, dar care dansează și au adult. A dansat mult mai tare decât era necesar. Le mulțumim celor de la 220. Puteți să vedeți avantpremiere din Cronica Crăcotașilor acolo de fiecare dată. Bă, da, dat, adică ora dat. Săracul dulap. Săptămâna viitoare extragem dintre cei mai activi oameni de pe Facebook și de pe crăcotașii.ro, cei care ne trimit bâlbe din televiziuni, o excursie de asta dată la Viena. Vă duceți cu Kiss Travel. Apropo de bâlbe, iau-te-le. Uite-le.
La Irealitatea, în emisiune, ne reîntâlnim cu poetul Mircea Am Învins Dinescu. El, ca de obicei, are de punctat ceva. Mai bine îți dau demisia. Când ai băgat țara unde ai băgat un căcat, ca să folosesc o expresie franțuzească. Înferentari cunoscută. Da? Dacă e savuros cuvântul, Mircea are licență poetică pe el, pe cuvânt. Mai bine îți dau demisia. Când ai băgat țara unde ai băgat un căcat, ca să folosesc o expresie franțuzească. Înferentari cunoscută. Da? Vine apoi bătălia pentru supremație în mijlocul finanțiștilor dezlănțuiți. Asta să treacă, că ne călcăm în picioare. Adevărul e că numai cameraman să nu fie în vremurile astea pline de manifestații și revendicări. Asta să treacă, că ne călcăm în picioare. La Capatos, în emisiune, i-are invitat în direct Nenea Micozil, care, evident, a mai scos o perlă. Stai la o masă, cum ne arătam și la ce emisiune am văzut, l-a arătat pe, nu știu care, că stătea și mânca cu una față în față. Păi ce înseamnă că mănânci cu la trebuie să o și a voie? Ai smurgane. Bre, dar nu te poți abține, păi cât să mai plătească televiziunile amendă, bre, din cauza ta? Stai la o masă, cum ne arătam și la ce emisiune am văzut, l-a arătat pe, nu știu care, că stătea și mânca cu una față în față. Păi ce înseamnă că mănânci cu la trebuie să o și a voie? Ai smurgane. Rămânem la subiect pentru o altă gură slobodă. În dormitorul conjugal, uneia i-a prestat cunilingus cu hapuri. Omul ia hapuri. Iar cu cealaltă s-a și întreținut un act sexual. E drept nefinalizat, că de la pastilele alea, mă rog, l-o fi ținut pe om mai mult. Nu știu cum e. Doamna Bănică, măi mara, mă, dar chiar așa vorbim fără perdea? Că la televizor ne mai abținem, chiar dacă tu nu poți să faci chestia asta. În dormitorul conjugal, uneia i-a prestat cunilingus cu hapuri. Omul ia hapuri. Iar cu cealaltă s-a și întreținut un act sexual. E drept nefinalizat, că de la pastilele alea, mă rog, l-o fi ținut pe om mai mult. Nu știu cum e. Și încheiem apocaliptic cu Canal D, unde soacrele încep să se bălăcărească. Eu am să vă rog cu frumos, nu râdeți ca o ciocănitoare. Ciocănitoare Audi. Haideți să... Vă rog frumos. Fără încercăm să nu facem... Mă face mincinoasă, deci spun că am văzut o țară întreagă acest material și zice nu bine cred. Dacă nu spuneți niște prostii. Asta vă caracterizează. Prostii dumneata, pentru că nu ești o mamă. Cu ce educație ați dat la un copil? Foarte. Un singur copil i-a dat o educație proastă. Să spune la o mamă că intru eu în mâna lui și că mă bate pe mine. Vă bate pe dumneavoastră, nu pe mine. Niciodată nu o să mă bate pe mine. Valentin Valorosu. E un marțafă și un fătălău. Parcă vedem publicul țintă, respectiv niște bunici de la sat, cu broboadă pe cap și ținând mâna la gură, încercând din când în când să plece la oraș să facă o vizită rudelor. Păi dar dumneata, cred că nu prea ești sănătoasă. Te rog doamna, frumos, doamna Elena. Ești sănătoasă. Doamnelor, eu zic să aveți grijă la limbajul pe care îl folosiți, pentru că... Dumneata nu e sănătoasă, că ai pus toată casa pe mine, a făcut fetele mișto și bășcălie din cauza dumitale că n-ai caracter. Te rog să nu mai zici de mine că sunt umflat. Când mă uit la Canal de la prezentatoare zis. E adevărat, ai și slăbit. A și slăbit, menționați, a și slăbit. Am și slăbit. Pe lângă cunoscutele ciocănitoare, gâscă, gaiță sau pupăză, iată un set complet de apelative din lumea viară. Pentru noră, pentru mamă. Știe Mișu mai bine, el e specialist. Pelicano, ca formă de jignire pentru o femeie cu buze tip Jennifer Rush. Tu dropie pentru concurentele care nu mai pot să zboară de la hamburgeri. Hei tu, colibri enervant pentru alea care te bârâie la cap. Doamna Cocor pentru cucoane care încă mai poartă coc. Băi, lebădă pentru tipa care face gât mereu. Alo, Turturico pentru doamna șoferiță care turează aiurea motorul în trafic. Măi, Sticlete pentru cucoana care poartă cu mândrie un colier de diamante din sticlă, Sticlete. Și Curcan pentru doamna, mă scuzați, cu posteriorul mare, Curcan. Asta e. Urmează la cronică. Dan Bălan s-a abțiguit mai rău decât era necesar. Un show de excepție. Jennifer Rush nu vrea să intre în Partidul Poporului. I don't sign anything online. Dan Senzaționescu are alți membri de vază. Oh my God! Sunt bătrână, dar nu și proastă! Și vin și multe surprize deviante. Arătați excepțional. Așa se vede de aici. Deși nu v-ați udat deloc. Cârcotașilor.
frumoase. Ați ascultat interpretarea melodiei Disco Romancing în variantă Gogol Bordello. Pardon, Jukebox! Doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă parte a Cronicii Cârcotașilor din această seară, o cronică stenografiată. Da, este vorba... doamnei Doina să nu scrie și versurile de la băieți, să nu scrieți versurile. Da. Că ne facem de râs, să știți, adică. Da. Bun. Am vorbit prea repede sau e bine? E ok. Prea repede. Cam repede, am înțeles. Dar ni se spune deja că suntem în întârziere. Deci vorbim și mai repede. O aveți aici pe doamna Doina Vasilescu, lector universitar. Este stenografa oficială a cronicii noastre. Întreba cineva dacă suntem în direct. Da, suntem în direct. Uite, dăm drumul la un post de televiziune absolut la întâmplare, da, deci... și să vedem dacă suntem într-adevăr în direct. Ui, filmați aici dacă se... Deci aveam o obligație la Kiss TV să iată, facem un bar. Chiar pe Kiss TV. Nu știu cum, din greșeală s-a întâmplat. Da, putem să dăm și pe OTV. Pe OTV e o emisiune populară, am impresia. Pentru cei care își doresc foarte mult să ne trimită chifteluțe pe pagina de Facebook sau pe cârcotașii.ro, le spunem că săptămâna viitoare mai extragem un câștigător. Este vorba de un câștigător la un excursie la Viena. Așa că puneți mâna, fiți eficienți, colaborați cu noi și noi avem grijă de colaboratorii noștri. Ai observat că ești întârziat? Da, sunt întârziat, da. La Pro TV a reînceput Dansez, doar pentru tine Dansez. Iată aici o împiedicare bestială direct pe scenă. Ușurel să nu-ți rup gâtul, măi, dansatoare. Păi ori ne împiedicăm, ori dansăm. Iată acum dansul coregrafilor. Pentru că la fiecare început de sezon dansează și coregrafii. Și firește, se mai împiedică din când în când de minunăție. Bine că nu concurați voi, că numai note dezastroase ați fi primit. Priviți-l acum pe Fane Juniorul, care are un schimb de replici deosebit de umede cu o colegă de platou. Doamna Maxim a venit prin apă, a ajuns aici pe sub apă și mulțumim pentru efort. Vă mulțumesc, arătați excepțional, deși nu v-ați udat deloc. Ne scuzați, dar n-a sunat prea frumos și credem că Ștefan ar trebui să depună toate eforturile pentru ca atmosfera să fie umedă. Doamna Maxim a venit prin apă, a ajuns aici pe sub apă și mulțumim pentru efort. Vă mulțumesc, arătați excepțional, deși nu v-ați udat deloc. Și acum să elucidăm misterul cu umezeala. Anul acesta la Dansez în studio și-a făcut apariția o instalație de ploaie artificială. Și priviți, oameni buni, că sub ploaie se vede tot, mai ales când dansez cu aplomb. Adela Popescu are și ce să arate. Bravo! Felicitări și poate băga și niște dansuri africane de alea de savană, că acolo se dansează doar cu pene. Juriul, în schimb, s-a arătat extraordinar de încântat. Începem cu domnul Patrichi. Adela Popescu, ai făcut dans în viața ta? Popular! Nu, mi s-a părut că ai făcut dans. Așa se vede de aici. 10! Bine, bine, da, cârcotașul principal, nenea Mihăiță ăla. He? El cere de comentat. Pentru spectacol v-aș fi dat 10. Absolut. Din punct de vedere tehnic, ați avut niște elemente foarte, foarte dificile. Asta mă face ca de la prima ediție să fac asta. Bravo. 10! Ei, vedeți ce înseamnă să se arate în fața jurului ceva frumos? Până și cei mai ursuzi membri se moaie. Asta mă face ca de la prima ediție să fac asta, bravo. 10! Ei, nu, că nu știu dacă fac rost de instalație de asta de apă, dar de un duș așa undeva în partea dreaptă să, pentru înainte, când bebelușele dansează, să treacă pe la duș, pe acolo tot facem. Dar de ce pretextul ăsta cu dansez, cu apă, cu asta? Era mai simplu să dezbrăca și... Pac, pac, urmează bebelușele noastre care nu arată ce nu sunt trebuie, îmbrăcat. Arată ce trebuie. Sunt îmbrăcat. Dans! Mulțumim,
foarte mult galeriei noastre formată din Facebookiști. Avem toate orașele aici, Vâlcea, Oltenița, Pitești, Ploiești, Craiova și toți ceilalți care s-au prezentat în această seară în studioul nostru. Puteți să vă înscrieți dacă vreți să veniți în studio pe pagina de Facebook a Cronicii Cricotașilor. Și avem, le mulțumim și celor care ne scriu tocmai din Norvegia, din Belgia, din Spania, din Bora Bora, din Indonezia. Întorceți-vă înapoi, oameni buni, că voi nu sunteți la măsurătoare și rămânem tot mai puțin în țărișoara noastră mică. Imediat ne întoarcem. Prezent la sărbătorile Chișinăului, Dan Bălan s-a făcut de baftă mare în Piața Sfatului, încercând să cânte sub influența tot felul de substanțe bachice și toxice, melodiile care l-au sacrat. Îmi amintesc doar vorbe de șarte, când ne priveam în ultima noapte. Privirea mea a rămas în amintire, ultima dezamăgire, nu o pot uita. Oriunde ai fi, eu te voi găsi, oriunde tu, eu te voi iubi, oriunde noapte. Vai, Dan, ce hal a cântat băiețul! La așa un grad de alcoolizare, și nu numai, mai bine cânta piesa lui Stratan. Eu beau, puțin câte puțin, nu puțin, mult beau. Bă, dar cel mai tare a fost primarul Chișinăului, domnul Chirtoacă, băi! Felicitări, Dan Bălan! Felicitări din toată inima, din tot Chișinău! Un show de excepție, un show de talie mondială. Focuri de ardebicii pentru Chișinău, pentru ziua de naștere a orașului Chișinău. Da, a fost un show de talie mondială. A făcut o beție de talie mondială, care a cântat, nu prea a cântat, a fost mai puțin așa. Bravo, băi, băietule, că ori te distrezi, ori te distrezi. Dai grijă la coreografie, că e cam la limită. Știu doar zilei narele, oriunde ne mafe, să zic de voi găsi, în zina mea și voi iubi, peste prut, azi ai băut absolut tot. Trandafir de peste prut, azi ai băut absolut tot. Baia cu și baia hiu, greu îți mai ești vorbilimă și meriți o palitură să-ți treacă din băutură. Da, da, e vorba de băutură, toată lumea e specialistă, băi, băietule, băi, și mi-a plăcut Italia Mondială cu show, băi, bravo, băi, bravo. Cred, oameni buni, că a venit timpul să se organizeze și un Etilovision. Corect. Participă cei mai talentați bețivi cântărezi din toată Europa. Cine câștigă, face cinste, filmați-l pe ăsta, unde e? Juriu analizează linia melodică șerpuitoare, versurile lălăite și prestația scenică bahică. Bahică. Aici, om, zi. Etilovision, din partea Moldovei s-a calificat Dan Sauvignon Bălan. Dar cine vine de la noi? Că e concurența știu, mare. Știu, știu. Cine? Gogâie. Gogâie. Iată și pe concurentul nostru de la Cronica Cârcotașilor, domnul Gogâie, din trupa din Butoaie. Apropo de muzică, a venit în România marea cântăreață asta în scap, cu un mare, mai ales la buzun. Ia e. La OTV continuă procesul de imbecilizare al poporului român, care iată și-a găsit alternativa. Partidul lui Dan Senzaționescu, invitată de onoare, Jennifer Rush, celebra cântăreață de acum 100 de ani, a venit în studio. Jennifer
a părut că se mișcă. Bine, de fapt, chiar s-a mișcat așa un pic, fapt ce l-a determinat pe președintele partidului Dan Senzaționescu să o facă să se înscrie în partid. Am aici, să-i traduceți, domnule Geniferaș, o fișă de primire în partid. E vorba de Partidul Poporului. Dacă vreți să semnați această adeziune. Oh, I cannot sign this. First of all, you spell my name. În niciun caz nu pot să semnez aceasta. Geniferaș. Yes, I don't sign anything online. Are you nu pot să semnez nimic online. Avem, avem adeziune pregătită pentru Partidul Poporului, pentru doamna Geniferaș. No, ești avocat? Și tu? Sign nothing. Ziarist. Nu semnez. Nimic. Nu, dar spuneam că avem nevoie. Learn a lesson, sign nothing, I know nothing. Ați vorbit despre New York și despre Londra și noi am vrea să importăm primar de acolo, primarul New Yorkului, dacă s-ar putea să fie primar în București, sau primarul Londrei să fie primar în București, sau cei care fac politică în America să facă aici ca să scoată țara din, no, you do your own din criză. Nu, trebuie să faceți lucrurile proprii. Nu ai nevoie de nimeni. Domnul Dan, dar partidul Matale n-are nevoie de străini, bre. El e un partid puternic de oameni de bază ai televiziunii. Ce să caute relicva aia acolo? Păi ce naiba te reinventezi? Ori e Partidul Poporului, ori e Partidul Internațional al Poporului. Problema e că o să candidez la președinția României și s-ar putea să fiu președinte. Oh, you have a problem. Atunci sunteți în problemă, într-o mare problemă. E înaltă cât, good, e înaltă cât mine, Geniferaș. Vă place? Acum observ cât sunteți de înaltă. 1,80. A furat la fel ca mine. What are you talking about? Oh, I'm a very big girl. Big girl? Yes. I think, but I have heels. No, no, no. Știu asta. Doamnelor și domnilor, sunt Dan Senzaționescu și iată avem în studioul cele mai vizionate televiziuni din țară. Nu pot să vă arăt audiențele că încă nu le-au scris colegii mei. Deci iată pe celebra mare cântăreață de muzică ușoară. Este vorba de Tina Turner. Iată, mi se șoptește în cască, nu e vorba de Tina Turner. O aducem noi în studio dacă mai trăiește. Ce bine cunoscută cântăreață de muzică, Jenny Făraș. Jennifer, Mr. Senzaționescu. Pardon? Mă cheamă Jennifer. Ah, n-am știut de ce atât o dezvăluire de ultimă oră pe celebra cântăreață Jenny Făraș. O cheamă, de fapt, Jennifer Făraș, deci probabil de origine română. Dar să o întrebăm ce îi place cel mai mult la țara noastră. Yes, I like very much când pe aeroportul Otopeni fac cu mâna și plec și vă spun că nu o să mai întorc niciodată. Așa îmi place foarte mult la capitala voastră Budapest. Iată, o greșeală foarte frecventă, nu-i așa? Dar nu ne supărăm pe irezistibila doamnă Eba. Scuze, semănați la fizionomie cu fata președintelui foarte mult. Deci nu ne supărăm pe doamna Făraș. De altfel, după ce o să ajung eu președinte, fiindcă dacă nu știți, iată-l pe nou președinte al României, o să mut capitala de la București la Caracal, bineînțeles. Cunoașteți Caracal City, doamna Făraș? Caracal, I know, unde was a big accident with stupid people, everybody știe. Da, mă rog, doamna Făraș, am o surpriză pentru dumneavoastră, iată o adeziune la partidul nostru, este vorba de Partidul Poporului, unde sunt președinte, deci vă rog să semnați. Mr. Senzaționescu, eu nu sunt din Caracal, nu semnez, no way. Iată, nicio problemă, doamna Făraș, dacă nu semnați dumneavoastră, am adus alături de noi pe celebra cântăreață Tina Turner, care n-a murit. Bine ați venit să rămână, doamna Tina. Hello, mi-ai promis Gerovitalul, unde e Gerovitalul meu? Da, sigur că da, iată, avem și Gerovital pentru invitații noștri, ce nu facem noi pentru ei. Doamna, veți fi întotdeauna simpli de best. Poftim, dacă vrei rest, uite, îți dau și rest. Mă rog, așa era melodia, dar vă rog să semnați, iată, adeziunea la Partidul Poporului pentru dumneavoastră, doamna Turner, vă rog. Oh my God, sunt bătrână, dar nu și proastă. Nu-i nimic, iată, mai avem o surpriză la noi la Zero TV, cea mai rămas din trupa ABBA, doamnelor și domnilor priviți. Oh my God, Aneta, în ce hal, ce schimbată ești? Nu sunt Aneta, eu sunt Frida. Aneta a murit de mult. Sorry. Și am vopsit o blondă pe Frida ca să-i luăm pensia. Și dumneavoastră cine sunteți? John sau Benny? Nici el nu mai știe pentru că bătrâneța l-a tâmpit. Deci însemnați, vă rog, aici că intrați în partidul nostru, este Partidul Poporului. Nu m-am tâmpit chiar așa de rău. Deci iată, niciun artist internațional nu vrea să intre în Partidul Poporului Român, deci vă rog frumos să-i... Intră eu, fort, one, money, fort, one, so, hotel, man, let me go, 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 let me
Iată senzațional, doar la noi aici la Zero TV, Elvis trăiește, doamnelor și domnilor. Oh, mi-te-n-o, da, trăiesc, da, nu cu oricine, ci cu noua mea iubită, Elodie, nu? Nu! No! Iată, doamna Elodie, alături de noi în studio, după lungi căutări, am găsit-o, fac o emisiune mortală, nu? Dacă l-aduce și pe Michael la Zero TV, mă înscriu în Partidul Poporului. Eu nu, da, tata, da. S-a scris, dacă tu te înscrii în Partidul Poporului, eu mă înscriu un alt popor. În fine, am înțeles că senzaționescu în discuții cu Edith Piaf să o aduc în emisiune. Aia nu este emisiune, e pelerinaj la Sfintele Moaște, măi. Da, dar știi ce... Tu ești pretențios, îmi pare foarte rău. Chiar trebuie ca invitatul să fie viu? Care e problema? Măcar invitatul să fie viu, că Diaconescu are o culoare cam nesănătoasă. Da, deci este supra-saturare cu aer. A stat închis în garsonieră atâta timp și acum e mult prea oxigenat, bă, frate, bă, dar nu se poate așa. Revenim, doamnelor și domnilor, la colegul nostru Grubaru, care este foarte ocupat în ultima perioadă, mai ales cu lansarea noului radio. Luni de dimineață o să ascultați noul Radio Rock, la care el lucrează de ceva timp. Mă rog, lucrează, vorba mea. Da, și dă din cap acolo. Doarme pe acolo. Rockerul Grubaru a fost la Țociu și Palade să învețe matematică. Ați câștigat 130.000 de lei! 70 cu 50! Mă scuzați, doamna Nechita, știu că vă descurcați bine la matematică, dar sunt 120.000 de lei. 120, bă, băi! Romica Țociu și Conel Palade, bună seara, bun găsit, haideți mai aproape de microfon. Bună seara și bine ai venit, uite, ne-ai prins cu chirița la bingo pe aici. Dar chiar vreau să vă întreb, e vreo sărbătoare gay în București zilele astea, nu? Că te-am văzut așa, da, Sunt sărbători gay în București, dar sunt ascunse. Probabil știi tu vreo una, că eu nu știu. Te-am văzut cu părul lung. Te ajută fața, nu de asta. Da, știu, da, mi s-a mai spus așa, da. Sunt băiat frumos. Dar nu că tu altce... deschise subiectul și zic că... Am înțeles, să... pentru altceva am venit. Așa, deci ai venit. Matematică. Mama e de matematică. Mama e de matematică, las că se facă bip. Uite, o numărătoare din partea cronicii cărcotașilor. Să mai lucrez puțin la aritmetică. Da, două secunde. Și pentru Romica să te ajute să-ți dea tratamentul la timp, că le cam uiți. Asta e problema, că le uiți. Acum să spun un lucru, ați greșit personajul. Nu, ați greșit pentru că era Nichita. Eu sunt cu Ana Chirița, nu poți să-i dai cu Ana Chirița numărătoare. Lasă, asta e de lui Nichita. De lui Nichita, când o găsi, da? Păi spune mai lui Huidu despre ce e vorba. Să-i spun lui Conan. Conașul Huidu. Acolo, ne uităm la el. Da, lui Conașul Huidu. Deci, nu ți-am spus Huiduței, ți-am spus Huidu, că așa te cheamă, înțeleg? Știi să fac, dacă ai numele ăsta, asta ești. Mai arăt lumea, știi tine. Băi, să știi că Nichita nu-i profesoară de matematică, e habar n-are. Nu știi să o cotească. Dacă nu ești... Ea a făcut matematica cu profesoara de rusă și de-aia încurcă. Lasă-te, dacă nu ești atent la nuanță, mai reciclează-te, mai mergi la un spectacol, mai fii atent la faină-suri, că altfel nu ai cum să le înțelegi. Iar Găinușe, eu știam că el se ocupă cu româna, cu aia, de când ne numără el ouăle. Știi, asta mă deranjează pe mine. Nu, eu cred că, nu, eu știam că el se ocupă cu altceva, nu să ne numere nou greșelile la matematică. Da. Că el nu are treabă greșelile de matematică, el să-și numere ouăle lui. Băi, e clar că i-a scălcat pe bombeu. Nu, nici de cum, ne-am simțit foarte bine. Vă rog frumos să ne mai faceți reclamă, că n-am mai fost celebri de multă vreme. Da. Vă pupăm. Zici ceva. La băieți. Și noi. Pentru Cronica Cărcotașilor, Cristi Hrubaru. Bye, bye. Da, dar ultima replică e la noi. Deci și noi pe voi. Vă salutăm. Mamă, că au rămas simpatici. Da, bineînțeles, oamenii își fac datoria foarte bine. O salutăm pe stenografa emisiunii noastre. Este vorba de doamna lector universitar Doina Vasilescu, care notează de mama focului. Ce spunem noi în emisiune? Să știți că întreabă lumea pe internet acum cum se citesc stenogramele acelea. Cu greu. Cum se citesc? Cu ochii. Cu ochii, da. Cu ochii se citesc, da. Dar să știți că seamănă foarte bine cu hieroglifele. Deci am fost la British Museum, tot așa și pe hieroglife erau la fel. Să ne dați și un alfabet să vedem. Sau cum da, învățați? Vă predau alfabetul. Da, n-avem timp. Într-o altă emisiune, nu se poate chiar așa, tot alfabetul. Unde rămăsesem? Ah! Rămăsesem la tâmpenii din tembeliziune, semnalate ca de obicei de telespectatorii noștri, care sunt mult mai interesați de ce se întâmplă în televiziune decât noi, sincer. Avem acum, stimabil cărcotași, o bâlbă de mare spectacol. De la Canal D, Niculina are probleme mari cu compatibilitatea. Dar cum reușim să vedem această compatibilitate? Compatibilitate. Da.
compatibilitate, dragă. Nici nu-i foarte greu, trebuie doar să te străduiești puțin. Hai, hai curaj că se poate. Dar cum reușim să vedem această compatibilitate? Da. La Prima TV, Cristina Țopăiescu are și o exprimare dezastruoasă. Comisarul European pentru Sănătate vrea ca localurile să nu mai aibă separee pentru fumători, iar pachetele de țigări să fie cât mai neutre. Deci nu sunt separee, sunt separeuri. Mă, Cristinica, păi se poate așa ceva? Comisarul European pentru Sănătate vrea ca localurile să nu mai aibă separee pentru fumători, iar pachetele de țigări să fie cât mai neutre. La TVR dăm de niște balcoane, dar nu orice fel de balcoane, ci niște balcoane cu aer cald. Rachete, avioane, tancuri, chiar și stații radar complete și totuși nimic altceva decât balcoane cu aer cald. Nu-s balcoane, vrei, sunt baloane, dar ce contează o literă în plus sau în minus? Rachete, avioane, tancuri, chiar și stații radar complete și totuși nimic altceva decât balcoane cu aer cald, baloane cu aer cald. Tot la TVR se inventează cuvinte noi. Potrelca are și retele desfăcute. Și returile, nu și retele, că râd și preșcolarii de voi, bă, fandosiților, păi se poate așa ceva? Potrelca are și retele desfăcute. Puteți să le spuneți și nojițe. Și dacă vreți, puteți să vă și spânzurați cu ele în momentul în care veți auzi pe ce melodie dansează o gimnastă din Qatar. Mai vrăjit, mai cucerit, lângă tine fericit, vreau să-ți dau inima, ai încredere în ea. Da, va concura pe o manea, dar nu înțeleg de ce vă interesează atât de mult ce temă muzicală are gimnasta. E problema mea ca antrenoare ce melodie aleg. Da, ați ghicit, gimnasta este antrenată de româncă? Ea nu-i putea alege fetei Ciocârlia sau Rapsodia Română. Nu, nu, o manea infectă este mult mai reprezentativă pentru România zilelor noastre. Mai vrăjit, mai cucerit, lângă tine-s fericit, vreau să-ți dau inima, ai încredere în ea. Trandafir de la Qatar, o manea să-ți dau în dar. Se aude la mondiale versurile geniale, când acuță despre par, dă mețan și dă dușman. Mulțumim, doamnelor și domnilor, lui Abdullah Fasinache! Dacă mai cântați de astea în timp ce mi-aduc copilul la filmări, unii dintre voi trebuie să plece. Imediat vine încă o parte din Cronica Cârcotașilor. Imediat o să vedeți pe Facebook și stenograma acestei părți a emisiunii. Băi, frate, de tu. Urmează la Cronică. Guță își face casă de modă. Pregătim și o nouă colecție semnată de tatăl meu. Emisiuni de toată jena la Antena 1. This is your Bianca, this is your angel, this is your beauty. Dezbrăcatul face ce știe mai bine. Ia medalia, neamule! Și la final ne cântă Grasul XXL. Faceți-vă! Uite-le și pe...
acesta este operatorul nostru, domnul Cioban, un ce hal arată. Operatorul nostru e operatorul meu. Da, da, e operatorul lui. De-aia este, de-aia este Mișoarul, imagine perfectă, pentru că operatorul e perfect. Nu, dar ce se întâmplă? Par ușor mai scund decât Jerban aici, nu mi se pare normal. Te rog să așezi puțin cadrul, cum e normal, da? Da, da. Așa e perfect. Mulțumim că vă uitați la Cronicuțele, mulțumim bebelușelor. Una este Ioana și cealaltă este Cristina. O avem și pe mama Cristine în studioul nostru, care seamănă mai mult cu sora Cristinei, deci este sora mai mare a Cristinei, cum cu 2-3 ani, maxim 4. Hai, treacă de la noi. Ne mai întreabă lumea cine e în spatele nostru, este stenografa oficială a Cronicii Cârcotașilor, doamna lector universitar Doina Vasilescu, cea care scrie stenogramele cronicii. Se poartă stenogramele. Se poartă. Le vedeți pe pagina de Facebook, iată, facebookiștii sunt și aici în studio. Mergem mai departe. Le mulțumim celor care ne-au transmis pe Facebook și pe cricotașii.ro tot felul de lucruri interesante. De exemplu, în această seară, o domnișoară, o cheamă, cum o cheamă? O cheamă domnișoara Adriana Florentina Sabău. Sabău. Este, da? Cea care ne-a scris că a fost cerută în căsătorie în și timpul mai emisiunii, grav, a spus da! În timpul emisiunii noastre. Alo, ne auzi? Da, alo. Ai zis da? Sigur că da. Dar de ce? De mult, erai bine dispusă? Normal, pentru că urmăream pe voi și aștept de 6 ani momentul acesta. Dar de ce vrei să... De 6 ani aștepți? Dar de ce vrei să strici tu bunătate de viață frumoasă pe care aveți voi împreună să vă căsătoriți? Nu, să fie într-un ceas bun. Soțul este, mă rog, viitorul soț este acolo? Da, este chiar lângă mine. Putem să vorbim și cu el? Dă-l încoace. Sigur. Alo? Domnul, ați avut curaj, dar ați avut și inel? Am avut. O întrebare am. De ce ne stricați emisiunea cu chestia asta? Bă, a glumit, a glumit. Felicitările noastre și casă de piatră! Auzi, să-i distragă atenția fetei, da, de la, da, emisiune. Da. Și vreau să vă mai cântăm ceva. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La revedere! Casă de piatră. Mergem mai departe la alte tâmpenii. Deci dacă mai aveți în emisiune nicio problemă pe un Facebook, botez, ceva, o un chestie, divorț, o atenție, o botez, vreau să spun. Rezolvă imediat, nu-i problemă. Vreau să spun? Ne reîntâlnim la Cronicuță cu tot felul de personaje. De exemplu, Jean de la Craiova, cunoscutul iluminat manelist, ne încântă cu exprimarea și cunoștințele sale. Stai puțin că nu vine, vine și însoțit. Am spus eu că vine singur. Mai am văzut eu cu 2-3 de aia pe afară care îl păzește. Și întâmplarea a făcut să mă uit la ei s-au uitat la alte canale Discovery, nu știu ce. Oameni intelectuali, da, normal. Și eu în 3 zi, cum să dă eu, că a început moștenirea, să mă văd eu. Și am luat telecomanda, pac, și dau la moștenire. La părdai, băi, de-o zic, lasă, domnule, asta nu e film, ce e? Mamă, câtă gramatică, frate, ProTV-ule, nu-l mai invita pe Jean în emisiunea la Mămăruță. Mai bine pune-l să aducă o carte în emisiunea omonimă. Dacă ar fi și una de gramatică, ar fi perfect. Rămânem la Mămăruță în show, unde a venit Maria Buză. Ea l-a apostat pe Cătălin cu câteva figuri de karate și i-a dat de la Julit. Bună seara! Bună seara! Îți plac filmele cu Van Damme, cu Jackie Chan? Da, să știi, când eram mică, mă dădeam așa, da, mare, ia, în fața băieților. Ia, haide să ne dăm un pic mari așa, în fața celor de acasă. Serios? Da, să vedem. Cât... Ia uite, mă, am fost inspirată să iau fustă de asta lungă și largă așa. Jackie Chan, Maria Buză! Ușurel cu bătaia, că doar noi fi fan, Mirciulică. Hopa! Stai să vezi că e. Cum, de unde știm? Păi priviți cu atenție! Spagatul poți să-l faci? Da. Nu cred. Pe cuvânt. Nu cred, dacă tu faci spagatul în seara asta. Georgica, mă lasă să fac spagatul? Mamă, soțul tău cum se uită. Deci nu cred. Maria Buză face spagat. Bă, nu mă așteptam, bate palma, ești foarte tare. Asta cu spagatul ne-a dat pe spate. Că trebuie să ai ceva curaj să faci spagat pe la televizor. Spagatul poți să-l faci? Da. Nu cred. Pe cuvânt. Nu cred, dacă tu faci spagatul în seara asta. Georgica, mă lasă să fac spagatul? Mamă, soțul tău cum se uită. Deci nu cred. Maria Buză face spagat.
tot la Happy Horror Hour, au apărut pozele cu Iurie Darie și Anca Pandrea, care parcă s-au dilit la bătrânețe. Auzi tu că vor să facă filme pentru adulți. Ce să nebună să fac în pat îmbrăcată? Păi, dar ce, eu dorm îmbrăcată în pat? Eu dorm goală în pat. Și așa ne-am desbrăcat și am făcut prietel. Mi-a făcut mare plăcere să o văd desbrăcată și să mă ofer și eu într-un anume fel, nu? Sigur. Treaba e când e treabă bună. Este treabă bună? Sigur că da. Unde ne întâlnim și stăm de vorbă. Eu zic că e treabă bună între noi de atâți ani. Bătrânețe, boală grea, dacă te atinge și la mansardă, atunci e problemă mare. Atâta timp când avem acest curaj, cine ne bârfește să mă pupe în cursul zilei de mâine și pe mine și pe Iura. Noi dansăm și prin casă și prin pat și pe unde ne apucăm. Gata! Și la Prima TV avem o emisiune cu fermieri. Ei își caută disperați neveste. Iată aici câteva imagini de la un valț de fermier cu o matracucă care își arată chiloței. Halal să vă fie, ce frumos dansați! Să nu mai aduci pe Eva la emisiune când cântă ăștia. Uite ce versuri. 11-a variantă la Trandafir de la Moldova. Nu se poate așa astea ceva. Astea nu sunt versuri. Exploatăm folclorul la maxim. Păi asta e, știu, am înțeles. O dată, de două, de trei ori, de patru, de cinci ori Trandafir de la Moldova. Mă împușc în cap. Fă ceva cu modusei să trec la Olt. Bagă ceva de pătrânave. Data bagă viitoare, ceva. 6 momente doar cu modusei să trec la Olt. Nu se poate, zic cu Ana Lugojeană, nu se poate așa ceva. E, că mergem mai departe. Apropo de Ana Lugojeană, de unde eram în Staguță? Din Petroșani. Mă duc să-mi scot copilul din emisiune. Mă bagi Guță acum? Guță! Doamnă, cum se scrie Guță? Vai ce semn urât. Domnul Guță, manelistul minune, dinpreună cu fiica sa, manelista minune Nicoleta, s-a apucat și de alte apărăciuni, adică afaceri. Ei are o casă de modă unde face modele de rochi și alte haine care mai de care mă căcioase. Ia uite ce smicitoare și e casă. Ia uite ce bine arată, înțelegi? Rochia, înțelegi? Arată extraordinar de bine, înțelegi? Ia uite, te rog, în prim plan pe Cornelia, pentru că în această emisiune ceea ce vedeți noastră este adresat domnișoarelor, doamnelor, pentru ocazii deosebite. Iar aici avem pe Corneliuța noastră îmbrăcată chic. Toată lucrătura este manuală. Toată lucrătura este manuală, adică luată, cum e vorba românească, luată la bibilit. Luată la bibilit, bucată cu bucată. Cine le creează? Păi sunt create după imaginația și modelul meu. De altfel, foarte interesant. Este, nu? Și bineînțeles am croitori și croitorese care, cum să spun, care lucrează exact cum gândește Nicoleta. Deci, după cum vedeți, designerii șmecheri din alte țări are aici o adevărată concurență care este. Astfel, cei mai chicioși și mai chicioși dintre creatorii vestici de modă pot să-și facă sepucu. Chiciul casei Guță este mai intens decât toate tâmpenile lor haute couture la un loc. Vino, te rog, puțin aici. Ok. Lasă așa. Deci această rochie reprezintă o rochie de seară elegantă și mai ales cum ne-am gândit noi undeva pentru
o viitoare nașă. Pregătim și o nouă colecție semnată de tatăl meu. Îngrozitor. Casa de mode Dolce din Țana, în colaborare cu Gianfranco Ferveg și Evazionil Dozenia, prezintă colecția S-a furat și mireasa. Maestru Guță începe cu o superbă roche de mireasă din față de masă, împodobită cu paete, bruschete și cotlete. Defilează apoi senzația serium de piez masculin purtat de nașul mare cu mâneca sacoului scump secționată de o sabie. Nașa păsește pe catwalk într-o impresionantă blană de leopard sintetic, purtând la gât un autentic colier de sigle de merțan aurite. Urmează domnișoara de onoare, arborând o centură bătută cu rubine în formă de pește, rectific, domnișoara de pe centură bătută bine de pește. Și perla colecției, o fantastică hăinuță din piele de guță. Din păcate, maestrul ne arată că la casa lui de modă nu se poartă nici în acest an taxele și impozitele. Și mă frapează că hăinuța aia din piele de guță e foarte mică. E mică, nu așa e, da, da. Dacă ești cu ea în ploaie, te udă pe pantofi. Deci, n-aci să... Da, cred că da. Mă rog, apropo de limbaje de-astea licențioase, să vedeți imagini licențioase la Antena 1 la Mogul. Avem acum la Cronicuța un subiect delicat, dar deranjant de grav. La Antene a fost difuzată, fără niciun fel de avertisment, această emisiune. Mamă, dacă nu fac un ticăr, să disperăm, frate. Și eu. Ce faceți, domnișorilor? Stăm. Pipați? Da. Nici tu nu fumezi, așa am rupt-o. Dar dăm drumul de la mână în momentul ăsta. Arunc țigare. Eu sunt băiat, eu fumez. El e mai mare ca mine. Ia-o, băne, că nu dau nimic în auzi. Nu vreau aici asta. Lasă-mă, dați pe mine. Hai. Nu merg nicăieri. Hai, dă-mă așa să mergem. Hai, mă, că te iau cu tot cu bancă. Lasă-mă. George, lasă-i să se ducă. Cum să vină și ea? Așteptăm noi acasă. Sau să alerg. Niște imagini cu copii, actori adevărat, făcând lucruri care în mod normal nu au ce căuta pe micul ecran. Și nu e niciun semn de protecție să apară pe ecran. Porcăriile continuă, în schimb. Mai, mai, să rămână. Pisice, bună ești, Andreea. Și că sunt bisexuală. Sunt al lui Marița. Cum mă cunoașteți pe mine? Nu veni să beți și dumneavoastră cu noi un suc? Să mă vezi fustă de-aia. Las că fumeză și pentru tine. E rău. Băi, vină o gație. Lasă-ți mâncă să vomit. Băi, aici mă, nu-i căsa asta. Mă, ce trist, ai vomitat. N-ar nimic, mai vomitat, mai încolo. După aceste imagini, n-ai zice că se poate ceva mai rău. E bine, se poate. La noua emisiune a lui Dan Negru, o babă scofâlcită este încălecată de un armăsar tânăr care din cauza hormonilor probabil nu vede ce face. That's it. That's it. Tongues, put your tongue right in her mouth. Love her passionately. Touch her breasts, touch her breasts. This is your Bianca. This is your angel. Please show me some action with the hands. Okay, get on top of her now, show her more love, more passion. This is your woman. Move like a snake, give some movement, make love to this woman. Put your hands on her breasts. This is your Bianca, this is your angel, this is your beauty. Domnul profesor Voiculescu și dumneavoastră doamna manager Camelia, nu vă e rușine de aceste imagini? Ei bine, cu ele faceți bani pentru porcăriile și înjurăturile debitate de Badea, de Gâdea și ăilalți în fiecare zi. Na! Să fiți pasemană! Da. Nu! Nu facem nimica! Că eu tot încerc să fiu romantic, dar dumneavoastră nu facem nimica, adică... Ok, te rog, că degeaba sunt eu romantic dacă dumneai nu cooperează. Young man, va coopera, de data asta va să coopera. Să fiți ca în acum 50 de ani cu primul... Young man, ok. Did you come here to talk or okay. to kiss? Nu aplaudați că nu e cazul să aplaudăm la așa ceva. Uite așa se menține familia. Nu că pot să zic și eu, dar mi-a fost un pic rău. Uite așa se menține familia în top 300 bogătani. Ai văzut că Antenele contestă toate amenzile date de CNA?
Ia să fi comentat ordinele pe vremuri toarășul Felix. Nu contesta nimic, deoarece una este vocația, alta ocupația. Deși la el coincideau perfect. Aici și numai aici, în niciun caz, la Trustul Intact, puteți asculta aceste răutăcioase, dar perfect adevărate comentarii. Bravo, mă! Ca să devenim nostalgici un pic, măi, Felix, securist, mic și total antipatic, hai să turnăm un dans! Puteți să vă ridicați, știți? Ultimul dans al bebelușelor noastre. Una este Cristina și cealaltă este Ioana. S-au ridicat un pic mai de, dar uite că s-au ridicat până la urmă. Hai mă, că nici n-a scârțit nimic. Dacă eram pe jos și că o scârțiam. N-a fost greu, mai avem puțin. Ce faceți, bă? Bă, ce facem aici? Ia, luați-l de urechi, vă rog frumos. Deci, vă rog, bă, nu se poate așa ceva. Ia uite cum trecem prin cadru, băi, băiatule, bă, dar nu se... Băi, Aline, băi, dar nu se poate așa ceva. Chiar în momentul ăsta, pentru scăderi de salariu, băgăm repede ceva. Urmează dezbrăcatul, care face chestii chiar mai grave în direct. Doamnelor și domnilor, ia, rămâi aici, mă duc la cross. Hai, puștiu! Doamnelor și domnilor, transmitem în premieră extraordinară mondială cum lumea, cum românul fuge din țară. Observați și dumneavoastră, o grămadă de tineri pleacă în Canada, tinerii mei, în Canada! Deci încolo e Canada, înseamnă că încolo e Chira. Iată guvernul României, domn Băsescu și domn Boc. Păi și mie. Mulțumesc. Hai. Hai acum că e ultim. Hai, trage, dă tot ce poți din tine. Hai. Bravo. Mai trei ture și termin. Tatu, mi-e tare, am văzut. Mi-e tare de tot ce s-a văzut. Ce vezi, face asta așa? Fii râs de tine, fii că te-am la cocoșat. Îmi place tu la comanda. Mi s-a frumos. Calmați-vă, fac apel la toți să se dea o medalie pentru toată lumea. Nu mai dați medalii câte două, câte trei. Una la persoană. Vă rog frumos. Nu vorbește română. Da, înțeleg puțin. Da. Nu mai vedeți așa. Duceți-vă la... Deci fii atent, toaleta e imediat în dreapta aici. Nu mai poate săracul. E de înțeles, normal. Care este plăcerea, senzația de șez în mușcă? Nu mușcă. Observați hipnotizarea, te uiți ochi în ochi și îl dresezi. Să trăiți. Dați-mi o variantă. Vreau să particip la cross, dar sunt stricat la stomac. Ce să fac? Ce să faceți? Da. Păi trebuie să mergeți undeva la o toaletă. Să trăiți. De când ați venit așa și unde vă duceți? La maraton. Și nu vă e rece? Nu. Serios, v-ați și epilat? Iată că noi vedetele ne ține și de cross. Măi, noi vede când o avea, uite, din asta de participare. Și să știi că nu e de la cursa copiilor. Ce ai? De unde crezi că fiert? Hai, mă, te-a. Da, dă și mie o dată, te văd. Stai. Ai pus-o cu mână. O faceți după mine? Deci ce facem noi? La minute aici va începe un spectacol. Entertainment facem, da? Da. De unde v-ați luat pantaloni ăștia cu coadă? Da. I-am luat odată cu cățelul. Deci, din spate, pe cuvântul meu, erați un bărbat... cu coadă. Cu coadă de așa. Husky. Cu ce rasă e? Husky. E modelul ăla nou? E ăla nou. El a câștigat concursul. Eu doar îi port medalia. A, serios? Da, el a că participat. Era modelul ăla vechi cu coada mai... Mai în jos. Da. Și ăsta-i fundul, nu? Da. Așa e fața. La revedere. Bărbate, ce bei aici?
Ce? Supă de tăiței. Păi și bezi supă dimineața, doamnă, cu alții dau ce să mânce și... Dă-o încolo. Să rămână. Vi s-a spus vreodată că semănați cu Daniela Nane? Da, mi s-a spus de multe ori. E incredibil ce asemănă. Fratele meu, ce, doamne, iartă-mă, și cu maică ta vii la cross? Nu, nu. Nu e mama, suntem colegi de servici. Na, de unde? La femeie tot cu mama? Nu, nu, prefer singur, singur, da. Singur, merg și eu cu tine. Unde ți-e, băi? Ploșniță? A fost pe parcursul... Alo! Frunzuliță! Ești Ploșniță, bă! Frunzuliță! Ploșniță! Frunzuliță! Ploșniță! Nu mai vorbesc cu tine. E surd. Hai! 10.000, un leu bucata, astea le mai am să mă duc acasă. Proaspete, late, minunate. A, uite, ia! Ia medalia, neamule! Ia medalia! Ia uite, bă, nimeni nu mai vrea medalii. Astea le mai am să mă duc și eu acasă. Doamnă, doamnă, luați, luați, vă rog eu! Opa! Din partea mea pentru Cușu. Până atunci, trebuie să preia ștafeta. Melodia aia cu... Ce piesă? Aia cu viața mea. Aia o va. Ia, băgați acum, hai. Stai puștiu, că-ți fac dedicați. Hai! Ștafeta nu se predă înainte de linia de sosire, nici la linia de sosire, la câțiva zeci... N-am plătit impozi, hai, hai. Păi aia cu... Hai. După cum ați văzut și noastră, eu i-am, cam fenta n-am alergat deloc, dar i-am trombonii pe șerept. Trombonii s-am fost de mic. Colegul Cătălin Dezbrăcatu, miticul Cătălin Dezbrăcatu, doamnelor și domnilor, cam aici se încheie. Scrie cineva, da. Dacă nu-i facem o mărire de leafă, ca să-și ia un sacou nou. Da, da, mâine după facem. După acest mesaj, iată ce s-a întâmplat cu... S-a stricat calculatorul. Ne pare, mulțumim pare, stenografei noastre, doamna Doina Vasilescu, lector universitar, care a mulțumim făcut toate stenogramele emisiunii. Mulțumim foarte mult. Și vă mulțumim vouă că v-ați uitat. Imediat vine grasul XXL și câștigătoarea de la Kiss Kiss, frate! Ce mi-e finalul de emisiune, că dăm bani. Mamă, mă simt exact, dar exact ca la loteria română pe vremuri, da, știi, ai dreptate. Că se câștigă. Se învârtea roata aia, zdranga, 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 și era comisia. Comisia, formată, da, din această seară. Ministerului de Interne. Partea Ministerului de Interne, nu mai e nimeni. Pentru că... Numai, că și-au aruncat caschetele și-au, da, plecat. Dar din partea Kiss FM avem cei doi membri ai comisiei. Este vorba de Olix. Da! Da, și cel de-al doilea, în ordinea să ne cuții, domnul Ovidiu Huzior Dedi. Adică DJ Young, de la seara mic. DJ Young. Știi ce se întâmplă cu tine? La fiecare an îți găsești câte un pseudonim, nu vrei să te hotărăști totuși? Nu, nu, e bună DJ Young pentru că îmbătrânește și vrea să-și aduc aminte de anii tinereții. Nu e Young de la tot, este Young de la In și Young. Scuzați, și cum el nu poate să fie In? Bineînțeles. Deși colegii ar spune cu totul și cu totul altceva, dar nu vreau să vorbim despre bani. Mai bine, am venit cu 8600. Doamnelor și domnilor, și câștigătoarea noastră face parte din comisia Ana Maria Balaban din Iași. Felicitările noastre! Băieți, ce cool? Să te bufăm? A fost greu? Nu. Aia n-a fost greu când ți s-a întrerupt telefonul după ce ai zis numărul, a fi fost atunci greu? Da. Ei, s-a întrerupt convorbirea după ce a apucat să spună numărul și a fost declarată câștigătoare. Ei bine, până când au reușit să o prindă oamenii înapoi, a avut câteva momente cu acești, de... Cu acești bani poți să-ți cumperi câte telefoane vrei tu? Nu, semnal. Semnal ar trebui. Și o antenă, da, da, știu. Două chili de semnal. DJ Young și Olic se pregătesc să se duc să-și facă noul mix pentru mâine. Așa că o să le urăm succesuri nemărginite. Lăsați câștigătoarea la noi. Am lăsat fata aici, la revedere. Pa, video-ul cunoașteți. La revedere, salut. Pa, ciao. Și acum să trecem la cel mai plăcut moment. Stai să-mi fac, să mă pregătesc. Melodie.
Ce, nu pot scapă? Să prezint oamenii ăștia așa cu pantalonii de sus. Păi mă, de față de cu luna, termină mă. Nu mă, vreau să văd dacă sunt destul de jos. Ești destul de jos, mai ales profesional. Hai să vedem frate, cine a venit. Deci, să vă explicăm, cați. Seara asta la noi la Cronică, yo! Grasul XXL și cu Guess Who, yo! Deci, lasă-mă să ghicesc, deci, el e grasul XXL. Așa știi că nici el nu prea e grasul XXL, sincer. Mai mult se umflăm pene, dar așa foarte gras nu e. Vreau să vă spun că până acum nu l-am întâlnit așa face-to-face, în schimb l-am văzut la Costinești. Asta vară la o discotecă, pe la ora 5 dimineața cânta om. Eram ok? Eu, dacă nu era ok, te era așa un fel de dambolan pe scenă, sincer. Dar erau 200 de inși, dacă foarte încântați. Dacă te-a văzut, înseamnă că era ok el. Că noi ne bagă la sfârșit, ca să fie treaba bună. Păi și la noi tot la sfârșit. Suportați acolo crawl-ul ăla, unde prezintă. Cu Tărelu, cu Tărelu, cu Tărelu, cu Tărelu. Dar știți că noi vei. Dar te-ai mai împlinit de ultima dată, nu? E pe ghiozdan. E ultima dată de când n-am mai fost pe aici, s-au împlinit. Ce cântați? E pentru prima oară care am venit aici. Care este, deci? E frumos. Ce piesă cântați, mă? Cântăm piesa aia cu Azur. Piesa cu Azur, azi nu, adică da. Iată, doamnelor și domnilor, o piesă deosebită, promovată de noi. Ca așa facem noi, mai facem promovări de-astea greșite. În ceea ce privește grasul XXL, mă, unde ai următorul concert? Eu. El se duce mâine la Mihăilești aici. La Mihăilești. La Craiova are mâine. La Craiova, așa. Și eu vinerea la Constanța. La Constanța. Bine, frate. Super tare, frate. În aceeași zi, frate, merge și le face. Mă, se stă rău. Ne mai cheamă lumea așa la o tăiere de... De muți, la o rupere de turtă. Dacă se duce în Constanța, le-ai o tăiere de gât, cred. Grasul XXL și Guess Who, yo, man! Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Puteți să aplaudați și acum, că nu moare nimeni. Yeah! Oh! Vreau să pierd timpul, vreau să schimb ritmul. Atât de simplu, nu fac periplu astăzi. Nu sunt tipul, astăzi nu iubesc, astăzi nu lucrez. Astăzi o frec, bag un mix, pun căștile și frec. Și mă petrec, pe bulevard de mar, nu mă întrec cu nimeni. Nu-s panicat, asta e bine. Ochelar la ochi se știe că azi e despre mine. Ei bine, nu încerc să te conving, dar dacă n-ai știut, astăzi e soare în loc de frig. Azi, open your eyes, exact ca în filme. Că dacă nu te vede nimeni, tu poți să vezi pe oricine. Azi, nu, să mor, închid telefonul și las mesagerie, sunt plecat pe vârful omul. Așa că, domnul, slash, doamna, vă rog, reveniți azi. Făceți-vă că nu mă știi ce. Azi, nu, te rog, eu nu. Mâine poate face cum zici tu. Dar azi, nu, 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 nu. Azi nu te rog eu nu. Nu. Mâine sigur face cum zici tu. Dar azi nu, 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 nu. Pot să gândesc cu voce tare. Că nimeni nu mă vede, nimeni nu mă crede, nimeni nu mă aude, sunt un oarecare. Pot să rulez un film seara la plimbare. Pot să desfac o bere când e soare. Pot să mă urc în tren și să o iau spre mare. A doua zi să mergem prin Brașov să căutăm căsare. Pot să nu am o cale clară de orientare. La cota 2000 cu toți tovare și călare. Pot să mă culc să mă trezesc în alte dormitoare. Cu fel de fel de fete doritoare. Un fel de meci în deplasare. Pot să le scriu la fiecare o scrisoare. Imediat ce ajung acasă la bucale. Pot să bat la ușă la vecinul. Să-l întreb cum e vinul. Dacă e mai bun ca primul ca un ghid al magazinul. Pot să fac asta non-stop. Pot să cutrec peste tot când stau pe loc și azi nu te rog eu nu. Mâine poate face cum zici tu. Dar azi nu. Puteți să cântați și voi dacă vreți. Nu e nicio problemă, nu are nimeni, nu? Azi nu te rog eu nu. Mâine sigur face cum zici tu. Dar azi nu. Zile vrem vreau să cânte și ei. Că stați să uite așa la noi între voi. Mai cu spor, știi? Mai cu spor. Azi nu te rog eu nu. Hai și voi. Mâine poate face cum zici tu. Hai și aici în spate. Nu, nu, nu. Și acolo în spate. Nu? Vine așa, e foarte simplu. Azi nu te rog eu nu. Hai, mâine și... sigur facem cum zici tu. Dar azi nu. Bre, bro. Nu, nu, nu. Mulțumim, fain. Ceau. Ne revedem săptămâna viitoare la Cronica Cârcotașilor.